Este dreptate. Noul plush oficial disponibil chiar acum pe primul link în descriere. Am o mare surpriză pentru voi pe Skincraft. O să rămâneți șocați, o să vă bucurați foarte tare și când o să ziceți bine. Sunteți gata pentru mica mea surpriză? Cine este gata? Să apeseți chiar acum pe butonul de like. Doar și doar dacă este fan adevărat Skincraft. Hai să vedem, hai să vedem. Yay! Mulțumesc pentru că am apăsat pe butonul de like. Putem să continuăm, înseamnă. Ei bine, eu acum stau pe patul meu, în casa mea, pe plotul meu, boss de boss. Oh! Wow! Cine este drăguțul acesta? Oare chiar să fiu eu? Ha, barna mea, vedeți? Ați făcut o prezentare la noua mea casă, noul meu apartament. O să locuiești și o să văd totul. Al cui e canalul ăsta tare rău de tot? What? Așa ești și tu? Nu ești abonat? Ia zi-mi tot sincer, ești abonat? Nu? No? Cum e abonat? Ia abonați-te acum, repede, 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 repede să vedem. Și poate facem 53.000 de abonat, mai avem nevoie de încă 300, reușim. Haideți să te apun de gaming, aici mă joc, aici este PC-ul, vă place, noul meu PC de gaming. Stăteam cu geamul deschis că afară e vară, este foarte cald și nu am mai aer condiționat în casă. Sunt devastate, uitați acolo poza, super tare. Și hai să vă arăt apartamentul. Bun, deci începem așa frumos. Aici este o chestie secretă pe care nu vă arăt încă. Aici este pătuțul lui Bolt, mov. Aici este mâncărica lui, mâncare de cățeluș. Aici este bucătăria mea unde mănânc eu și-mi fac de mâncare. Aici este sertarul, chiuveta și acvariul meu cu peștele Nemo. Și apoi l-avem pe Bolt, care este aici cu minte. Bolt, gidi, 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 Bolt, gidi, gidi. El este Bolt cățelușul. Și apoi, mărciul oficial, colecția Crusader Surf, plușul oficial cu noul tricou negru. Aici avem tricou clasic cu mine pe placa de surf. Și acolo avem cu paharul. Și am un anunț foarte important. Curând urmează un mărci oficial cu mafia. Bă, ia uitați-vă, ăsta este mărciul nou. O să vă arăt mai multe când apare, dar momentan este doar un plan. Aici este grădina mea unde poți să-i la relax. Să-și vei cât de relaxant este pentru că sunt floricelele. Wow, wow, wow. Și am o surpriză pentru voi. Am ales un abonat random de la altul episod de Skincraft care este abonat. A apăsat pe butonul de like. A dat și comentariu. I-am făcut poză și o să-l punem pe perete oficial. Sunteți gata? Bam! Prima abonată este Player Sara, care este cea mai tare serie și are 5 like-uri. Dacă vrei și tu să apari pe perete, trebuie să fii abonat, să apeși butonul de like și să scrii un comentariu foarte drăguț și o să apare aici, ai o șansă. Și o să punem pe tot peretele abonați și după când nu mai avem loc, o să mutăm și aici și o să punem peste tot poze cu abonați. Ah, hai să ieșim afară că v-am prezentat casa. Ia uitați casa de afară. Bă, e regele. X, n-are voie ăsta ratonașul, n-are voie aici. Așa arată casa aia pe exterior, este foarte, foarte drăguță. Ia să ne uităm noi așa ca idee cum arată. Deci arată foarte drăguț. Aici o să urmeze skinul meu, că trebuie să facem un skin. Ce a făcut mă Fanisal pe plot? Ia uite-l, mi-a furat poza. Mă, Fanisal, îți place noua mea colecție? Îți place plușul ăla? Sper că l-ai în viața reală, stai cu el pe birou, sper. Treaba asta felul următor. Eu am vorbit cu niște oameni random de pe internet. Am vorbit cu ei pe calculator și am găsit doi oameni care vor să vină în oraș. Primarul nu știe, nu știe absolut nimeni. Și ei sunt pe drum cu o barcă înspre noi. Ia să vedem. Salut, Loki, ce zici, boss? Oh, bună ziua, bună ziua, eram aici un măcelar puternic. L-ai văzut pe domn primar că am o urgență cu el? Eu l-am văzut. Unde? Chiar nu l-am văzut aici. Prin zona aia. În zona aia, ia zi Ștefan, merge la el. O, a făcut pod, domn primar! Eu uite. O, Jakey boss! Ce aici, magazinul tău preferat? Da, deci fii atent aici, am primit poza asta de la un anonim. Uitați-l pe domnul primar. Uite-l pe domn primar. Îți place Jakey noul plușii? Noul plușii e top. O, domn primar, să-mi trăiți, drept! O, domn primar! Bună ziua, bună ziua, bine v-am regăsit. Domn primar, pot să vin cu dumneavoastră la birou? Okay? Să vă zic ceva foarte important. Dar la da, birou. Vreau să vă întreb ce doamne iartă mai este aceasta. Jake a pus-o, nu știu. E mai tare magazin. E un magazin de pe colț. Dar nu eu am pus-o. Domnul Jake, explicați-mi ce este poza aceasta. M-am trezit, domnul primar. Nu știu, mie îmi place poza, adică... Ok, adică întrebarea... Prin tot orașul sunt puse peste tot. Mamă, cine face campanie? Întrebarea este, aveți autorizație pentru așa ceva? Păi nu știu că... Nu trebuie să afle domn polițist Nocivanu, lasă așa. Dați-le jos! Bă! Nu este autorizație pentru așa clorna. Ceva. L-am auzit pe domn primar. Domnul Jakey, veți fi amendat. Bă! O secundă ca să notez aici în caietel. Da, e mărciul meu! L-a dat jos, l-a dat jos. Amendă domnul Jakey. Așa, ban nou publicitar.
Ok. Panoul publicitar pe stradă. Nociv. Bun, haideți, domn primar, la birou, la dumneavoastră. Ok, ok. Da, deci a pus panoul publicitar să facă promovare, dar nu știu cui, că eu nu cunosc și acolo. Am văzut la domnul Clorn aici, a fost santa. Doamne, cine e mă ăla? Nu știu, chiar nu știu. E idolul lui Clorna? Mă sperie. Este care canal de YouTube pe fundal? Uga Buga scrie. Haideți, domn primar, unde sunteți? Uga Arbi. A făcut podul, domn primar, ești nebun? O să-l vedem imediat. Cioc, cioc, bună ziua, bună ziua, bună ziua. Hai, intrați, intrați. Pot lua un loc, domn primar? Sigur, sigur. Bun, deci vreau să vă spun următoarea chestie, deci vreau să fiți dumneavoastră foarte atent, deoarece este foarte important, domn primar. Ei bine, cum ați trecut și pe mine în carnețel ca și cetățean de onoare, continui să-mi respect onoarea și vreau să vă spun că, știu că am spus în ultimele zile, că nu prea se mai muncește în oraș, că suntem prea puțini, avem nevoie de fermieri, avem nevoie de oameni care să construiască și de diverse chestii. Și m-am uitat pe internet și am găsit doi oameni care își caută o locuință și le-am spus să vină încoace, să-i vedeți noi la față, să vorbească cu dumneavoastră și poate să locuiască cu noi dacă sunt ok ca oameni. Ce părere aveți? Da, 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 are sens. Și când vin dânsii? Asta nu știu, deoarece ei vin cu barca, o să-i așteptăm la port acolo la ocean. Și așteptăm să vină, nu știu când vin, când vin cu barca, n-au un estimativ. Vâzlesc acum, cred. Vâzlesc? Deci ei sunt în drum spre noi, adică? Da, în secunda asta sunt în drum spre noi. Ok, foarte bine. Păi haideți să ne pregătim să-i întâmpinăm, corect? Corect. Să vedem, trebuie să inspectăm puțin, bun, vedem ce oameni sunt. Să-i spune lui domnul Noceanul polițistul să le facă un o verificare așa din trecutul lor, să nu fi făcut ceva ciudat. Și trebuie să le găsim joburi din prima și să le oferim un plot, zic eu. Așa este, așa este. Haideți să ne pregătim să-i întâmpinăm cel mai bine și vreau să fac și eu un anunț. Desigur, desigur. Să ne strângem toți. Dar înainte să vin, hai să vorbim cu toți cetățenii. Am văzut că ați ridicat un pod, ați plătit pe cineva, cum s-a întâmplat? Da, 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 desigur, domnișoara Lucia împreună cu domnul Luchi au felicitări, a construit de construcția podului. A construit foarte frumos. Așa, mamă, este, așa este, podul. Este un design aparte. Iar în continuare aici va urma drumul cu un parc, o secție de magazine, primărie, poliție. Vezi că e foarte tare, vedeți că e foarte tare, domn profesor, domn primar, pardon. V-a zis domn profesor când ați fost atunci. Domn profesor? Când ați fost atunci și ne-ați prins când citeam, acum o zi, două. Da, cred că o să mă fac și profesor dacă mi s-ar potrivi. Domnul Clorna la fel mi-a spus. Domn profesor, așa se mărească un profesor. Haideți să adunăm cetățenii, să le spunem, uite acolo. Da, 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 avem un anunț de făcut. Un anunț și tu nu ai apăsat like, cel care te uiți acum. Lucky. Oh? Domnul Lucky. Bună ziua, bună ziua. Domnul Lucky. Vă felicit pentru construcția podului. Felicitări, domnul Lucky. Felicitări. Foarte tare. Veți fi recompensat, recompensat. Asta puțin mai târziu. Vreau să ne strângem toți, am un anunț de făcut. 10, chiar 10. Vreau toată lumea să vină la primărie, am un anunț de făcut. Bună ziua, domnul Clorna. Oh my god. Ok, am înțeles, domn primar. Da, ce este poza aceea? Să-mi trăiți lăsosul. Ce este acea poză? Mă, cam sperie această poză. What? What? Ce poză? Ce ne-a pus poza asta? Ce asta pe bătetul primar? What? Mă, cam sperie. Nu tu ai pus-o? Deci, stat așa. Deci, cine a pus poza aia acolo și ce e asta? Ce? Deci... Bun, haideți cu toți la primărie. La... No. Okay. Ce primărie? Primăria temporară, desigur. Adică la casa lui... Primăria temporară, momentan. Primar, dar cine haideți vă invit aici. Intrați, vă frumos, dumneavoastră primul, da? Bă, dar n-am zis locuri. Sau este toată lumea? Nu avem locuri, domnule. Stai în picioare! Nu este problemă, stați în picioare. Vreți să stați jos toți? Bun. Mă, ce? Wow! Ajutor, mă, sufoc! Nu, este ok. Stați în picioare. Bun, păi, în primul rând am observat apariția unor poze prin oraș, anunțuri publicitare și mai departe. Doamne! O să discut cu domnul Nocivanu și vom da o lege în legătură cu aceasta, eventual o autorizație, ca să nu poluăm vizual orașul. Dar asta altă dată. Momentan, ei bine, dacă observați, domnul Nocivanu doarme, nu este alături de noi. Da, și m-am decis să fac ceva interesant. Ei bine, primăria
Da. Va ține primul eveniment în orașul Sintra. Welcome, boys! Este un eveniment așa mai ilegal. Dar nu ați auzit asta de la mine, desigur. Respect primăria pentru asta, jos cu nocii. Scuze. Profitați că pleca nocivalul, domn primar, am înțeles. Da, poliția nu este în oraș, așa că am zis să ne distrăm puțin până când domnul nocivalul nu o să recruteze mai mulți polițiști. Ce să urmeze oare? Dacă ceva tare. Să participați, va trebui să semnați un mic contract. Dar ca să înțelegeți despre ce este vorba, ei bine, știu că aveți multă energie dumneavoastră, așa că primăria a construit o arenă de lupte ilegală, ascunsă, secretă, sub Când pământ. Urmează? Ce părere aveți despre asta? Poftim! E prea tare! Wow! Ok. Bun. Păi, în cazul acesta, vreau cine participă să semneze un contract care vă obligă să nu părâți primarul. Domn primar, cred că trebuie să ajungă cei cu bărcile. Nu le-ați anunțat. Ok, haide să întâmpinăm noi cetățeni. Are dreptate domnul... Ce bărci? Domnul Chiusarit. Deci discutăm după, dar va fi foarte interesant. Trebuie să-i luăm în primire, că poate ajung să pierd. Asta e... Da, un cotro trebuie să mergem. Spre port, l-a spus să vină la portul de aici, de la sfârșitul orașului. Ok. Deci ce mai bine vor fi? Domnul Chiusare, de nume să cred! Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Oameni noi? Poate să ne scriu și cetățenii noi. Cum ar fi? Vă place? Nu e al meu, am cu mine, cu cățelușul. Eu n-am pus așa ceva, e propagandă. E propagandă. Okay. Păi aia nu-i anunț publicitar. Nu-i anunț. E pe plotul lui, lasă-l. E pe plotul lui, lasă-l în șmecheria lui acolo. I-au venit? Uite-i! Cine să ia? Uite-i! Au nimerit! What? Opa! Doi cetățeni! Domnul Clorna! What? Doi cetățeni! Domn primar, vorbiți cu ei! Stați acolo! Cine-s vă băieții ăștia? Te-am găsit pe internet! Nu-i speria! Cine sunteți? Au hainele rupte! Niște călători! Călători! Dintr-un oraș îndepărtat. What? Cum se numește acel oraș? Sunteți frați? Prieteni! Bun, păi bine v-am regăsit în orașul Skincraft. Eu sunt domnul primar Rafael și o să vă prezint pe aici cam cum stă treaba. Momentan domnul polițist lipsește. Dacă aveți cadouri pentru dânsii... Wow, deja a dat diamante! Da, n-am nimic. Ceva mâncare aveți să le oferiți? Oh my god! Pești! Cine are mâncare? Omul pește, tu ai pește? Băgă mâna! Bun, domnul Clorna, eu propun să vă ocupați de barca aceea. Puneți-o în port! Nu e problemă, dar mi-e frică de apă, eu mă duc domn primar pentru dumneavoastră. Păi este frică de apă? Aveți chestii să face rău! Bă, de ce l-ați pus în apă? Bă, domnul Clorna! Bă, de ce l-ai trimis în apă? Are frică de adâncuri! Are frică de adâncuri! Ușor. Bun, deci în primul rând trebuie să-mi spuneți numele dumneavoastră. Andrei Aken. Bun, deci Andrei și Aken. O secundică. Domn primar, să trăiască patronii! Perfect. Deci, domnul Andrei și Aken, haideți cu mine să vă prezint orășelul. Aceștia, după cum bine vedeți, sunt concetățenii dumneavoastră cu care veți locui. Dumneavoastră! Domnul Ștefan, domnul Lucky, domnul Jakey, eu domnul sunt Sanity și domnul Clorna. Și Caluga, desigur. Desigur. Bun, haideți cu mine. Orașul este încă în dezvoltare, ok? Și mai are nevoie de reparații, cum ar fi groapa aceasta în drum, ar trebui reparată. Trebuie rezolvată urgent! Dar. Urgent. Domnule primar, aici ceva. Ce acolo? Spuneți. O, ce-i asta? Mă, ce? Băi! What? Bază secretă? Am observat-o din greșeală. Nu este chiar bază secretă, pentru că este pe plot. Deci cred că e ok, nu e problemă. E ok. Bun, adică păi. Puteți să zicem...
Domn primar, cei doi pe care i-am găsit, spuneți. Puseseră un anunț că își caută de muncă, de asta e invitat, își căutau de muncă, orice. De muncă? Orice. Și cred că avem nevoie de un fermier momentan, că murim de foame. Da, știu oilele mele, deci chiar avem nevoie. Foarte bine, foarte bine. Dați-mi voie să explic prima oară. Deci, în orașul acesta vedeți că toată lumea are câte un plot, adică o mână de teren. Și o mână toată de lumea teren își construiește, să spunem așa, se construiește singur, să spunem, pe teren. Se construiește bine singur. Observați, cam acesta este tematica orașului. Se pare cam obosită, doamna Irinuș. E obosită. Domnișoara Irinuș. A adormit. Bun, bun, bun. Haideți cu mine. Ce era de welcome, boys? Încă nu și-a construit toată lumea. Welcome. Încă nu și-a construit toată lumea. Orașul este mai la început, așa să spunem. E ursul Caluga. Da, e mult mai realist, adică. Da, e în 4K. Știi cine a poza aia de sus? E posterul meu. Oh, frumos. Wow. S-a întâmplat domn primar aici. M-a tras un pui de somn. Hopa. Hai să-mi trăiți. Așa, 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 ok. Bun, deci veniți cu mine, veniți cu mine. Anumite persoane deja au început să-și construiască căsuțe. Aceasta este casa domnului Clorna, după cum bine observați. Uga buga armi. Domnul Achie și domnul Andrei, vă place? Da, da. Este în construcție până acum, deci totul este... nu este finisat, da? Omul peșterii! Uga 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 uga! Foarte important! Uga buga armi, băi! Dezul este domnul peșterii, așa mai mult, nu știu ce se întâmplă aici. Domnul Achie, haideți să vedeți înăuntru puțin pe cineva, vreau să vă vedeți pe cineva foarte important. Haideți amândoi înăuntru, domnul și domnul Andrei, haideți! Ce le arată oare? Vreau să-i prezint pe Grosbit! Grosbit! Doamne, cât de funny sună, Grosbit! Și ce culoare are, vezi? Grosbit! Exact. Vreau să aveți grijă cu domnul Clorna, pentru că acum câteva zile m-a amenințat cu o armă și este destul de periculos. Nasosule! Nu ți minte, boys! Nasosule! Domnul primar are probleme cu memoria, exact. Ok, ok, haideți cu mine, haideți cu mine. Deci... Da. Terenul standard este de 10 blocuri, acela vi-l oferă primăria. Și se poate... Băi! Domnul Clorna! Ce înseamnă acest lucru? Ce-i aia? Domnul Clorna! Domnul Clorna! Dar nu e... Mamă, și-a pus fața lui peste tot? Dacă mai văd o singură poză cu dumneavoastră, veți fi amendat. Grosbit! Reclamă! Deci, iarăși, veți fi amendat. Este... Oh my god! Nu e dreptate, schifra, vedeți? Nu e dreptate, nu i-am pus poza. Grosbit! Nu se poate! Este multă dreptate. Bun, deci pentru început, primăria vă va oferi la mine de fiecare cu 10 pe 10, dar acesta poate fi upgradat până la 25 pe 25. De exemplu, lotul primăriei este de 25 pe 25, lățime, lungime, deci este destul de mare ca să vă puteți construi ceva, ok? Inițial, nu o să aveți diamante ca să puteți să plătiți. Fii atent, Ștefan Săracu! Ok, să nu mă vadă. Domnul Insanity. Bună ziua. Domnul Insanity. Da. Bună ziua. Domnul Insanity, ce faceți în ziua de astăzi? Ce faceți? Îmi pun mărciu aici. Îmi pun mărciu. Opa. Hai să mergem la mine acasă. Aveți permisiune? Nu, 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 ok. Fugiți. Caluga! N-am făcut nimic. Ia uși, ce-i aia? Dar inițial de la 10 pe 10. Ce-i acolo? Da, spuneți. What? Poftim! Bă, iară eu, mă! Picioarele mele. Domnul Clorina. Oh my god. Veți primi o amendă foarte ușurătoare. Are canal de YouTube, se vede acolo, uite. Oh, a picat posterul. Ce vreți să ne prezentați, domnul Clorna? Dar eu nu am pus nimic acolo, domn primar. Nu a fost pâinire, a fost ce poți să frumoasă cu năsusul ăsta. Da, nu știu, pe stradă. Deci veți fi foarte amendat dacă nu încetați. Eu plătesc amenda, dar problema e că nu am pus aia. Ce-ai, mă, Grosbit? Atunci mișeria dumneavoastră este să găsiți cine pune. Bun, ok, am să găsesc. Eu îl crepe, domnul Clorna. Bine, domn primar. Bun. Eu știu că sunteți foarte drept și pentru noi cetățeni aveți încredere, domn primar, pentru că e un om foarte bun. Nu vă trădează niciodată ca și cum face cu mine acum. Este doar o fațadă, ok?
bun. Domnul Clorna, după ce că deși abia au sosit în oraș, deja ai învățat prostii. Ați vrut să mă omoriți acum câteva zile? Nu, eu n-am, deci eu n-am făcut nimica, nu știu cum. Deci, care a fost Clorna? Dacă nu încetați, domnul Clorna. Loche pune! Ascultați-mă puțin. Au fost dropate. Cumnatul dumneavoastră, Benone 2, va dispărea dacă nu încetați. Benone! What? Am adus acasă și-s cu minte, gata, gata. Se duce acasă. Fiți cu minte, vă rog. Mă duc acasă și-s cu minte. Bun, 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 deci domnul Andrei și domnul Achen, ați înțeles cam cum stă situația cu terenurile. Acum trebuie să spuneți dumneavoastră cum vă hotărâți. Preferați 10 pe 10, dar e destul de mic. Vă recomand măcar un 20 pe 20. Pentru început. Acesta poate fi eventual extins. Cum ați preferat dumneavoastră? 20 pe 20. 20 pe 20 vrea? Bun, dumneavoastră, domnul Andrei? Ok. Bun, păi hai să ne gândim puțin cam care ar fi situația. Ar trebui să am putea să ne poate să le vină ploturile partea asta, cred. Dar trebuie să discutăm un echip. Am mai departe Clorna. Da, wow! Foarte, wow! Foarte frumoasă, asta foarte frumoasă. Ratonul! E intru. What? Ăla sunt eu. Mama iubește Nociva, a pus-o pe peretele lui. Ia vedeți ce casă are Nociva, nu Barbasan. Ok. Are PC de gaming. Mama a copiat. Ok. What? Și aici mănâncă el și are priveliște asta? Vezi că nu e de acasă lui Nociva, e drăguță. Dar chiar a pus poster cu mine, sunt în șoc, ia uite. Oh my god. Oh. Salut. Bun, de aici o să vă facem plotul dumneavoastră. Eu vă face Clorna. Deci 10, 1, 2, 3, Clorna, grușbit. 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 What? Ce caută mă la mine acasă? Ia să vă... Ce faceți mă la mine acasă, boss? Benone, ce faci la mine acasă? Domnul Serenti, aveți spectatori în spate. Vine lumea. Vine lumea acasă, oh my god. Serenti. Oh my god, câți vin? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce se întâmplă, dar problema este că am aflat cine mi-a pus pozele în oraș. Cine? Am aflat. Lucky. Și este acest roșia. Exact, chiar l-am văzut cu poza în mână. Opa. Te-am văzut, mă, cu poza în mână. Eu vorbeam cu domnul Rafael și o dată a apărut poza. Uga buga army boys. Stefan. Te-am prins, okay. Tu ai pus pozele. Ia, spuneți dacă mă vedeți de la geam când mă joc. Hai să vedem. Salut, mă vedeți? Da. No. Da, 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 no. Da. Welcome. Welcome. Ce te joci? Fortnite. Fortnite. Bun. Un anunț de... Bă, dar cum se face mereu să vină vina niște pe care mine? Un anunț. Are un anunț de sosul. Niște care un anunț de sosul. Tu ești vinovatul. Arici. Boys, am nevoie. Urs. Am nevoie să vorbesc cu Instanity pentru un minut singur. Îmi dați voie. Hai la mine acasă, opa, domnul Grușbit. Repede, repede. Plecați voi. Repede, 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 repede. Poftiți după dumneavoastră, domnul Grușbit. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Grușbit. Haideți, haideți în peștera mea. În peștera. Să nu ne audă nimeni. Exact. Încă e în construcție, exact. Nu vă speriați, nu se prăbușește, promit. Ok, perfect, 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 perfect. E aici domnul Benone. Da? Vreau să vă prezint ceva. Și nu știu, nu știu cum să reacționați, dar următorul lucru stă așa. Și dai capul jos și nu ești de fapt villager? Ah, da! Ce ați avut de fapt sub casă acum două zile? Ce am avut? Nimic! Ce ați avut, domnul Insanity? Nimic, era... Unul la mână. Unul la mână. Nu poți cred că mi-a găsit ăla. Plecat din oraș, da? Puteți să confirmați asta? A fost da. Neva foarte rece, domnul Insanity. Rece? Foarte rece. Da, deci rece de când a făcut mafia? Așa-i? Spune că da sau nu? Depinde ce crezi tu prin rece, domnul Clorna Boys. Un orășel mai cu zăpadă, mai... M-a văzut. M-a văzut. E din cauza lui Jackie, că a tras. Da, mi-eram pe acolo deoarece stă un frate de-al meu și am fost în vizită, stă în zăpadă, în munți.
Bun, sunt notat, mort? Notat, notat, ok. Sunt mort? Domnul Insanity, asta este o anchetă sau ce? Domnul Insanity, vă rog frumos. De ce te notați pe caiet? Am dreptul la întrebări, da? Mă lăsați-vă întrebări, da? Totul este ok, da? Da, ce notați? Nu refuzați întrebările, nu? Nu, dar de ce notați? Nu am notat nimica, domnul Insanity, m-am uitat ce să întreb următorul lucru. A, ok. Când a fost dumneavoastră plecat, mi-am luat din timpul meu liber să vin la dumneavoastră acasă pentru că am simțit un miros foarte ciudat de praf de pușcă. Aveți vreo idee ceva în legătură cu asta? Nu, ce praf de pușcă? Boss! Ah, am înțeles, domnul Insanity. Ha? Nici un praf de pușcă. Atunci, ce spune ghiozdanul plin de arme de seara trecută când ați dormit dumneavoastră de sub casa dumneavoastră? Plin de arme și plin de bani. Ala ce? What? Spune? Eu n-am așa ceva, exact, domnul Corona Boys. N-am. Domnul Insanity, nu mai urlați, nu mai urlați, pentru că sunt oameni pe lângă această casă și eu nu vreau să vă divulg secretele. Asta e problema. Vreau să vorbim între doi ochi pentru că este problema mare în schimb, după cum puteți vedea. Dumneavoastră, din câte știu, vindeți arme și faceți ceva. M-a părât unul. Oraș care încă nu știu ce m-a părât unul. Să faceți cu acei oameni pentru că toți au fost plecați din oraș. Foarte ciudat. Dar știu sigur că vindeți arme. Este adevărat? Nu știu cine m-a părât, dar este adevărat. What? Domnul Insanity! Nu v-a părut nimeni, asta e problema. Am încercat să întreb foarte multe lume. Ce vrem, Clorna? A reușit nimeni să te părască, doar a făcut cineva o greșeală. Domnul Lucky a tras cu armă dumneavoastră în oraș, de față cu primarul, dar primarul dormea. Domnul Insanity, vă dați seama? Lucky! Deci cu... Exact, cu arma dumneavoastră a tras în mijlocul orașului, o să intru pe stel în casă. Lumea, de fapt, cu mine și Ștefan, doar noi doi eram, cu arma dumneavoastră. Oh my god. Cineva vinde arme, dar acel cineva, mă gândesc că a fost dumneavoastră, acum când mi-ați confirmat. Exact. Cred că se va întâmpla ceva. Cred că se va întâmpla ceva. În seara aceasta, Lucky va avea un vizitator. Bun, asta se va întâmpla. Opa, mai încep, mai încep, mai încep. Șurelu, șurelu, șurelu. Domnul Insanity, deci vă spun ceva ce nu trebuie să știi multă lume. Am ok. Am văzut pentru că vă știu un secret foarte important. Nu sunt un detectiv. Oh, mă ameninț. Un ce? Că n-am înțeles. Am nevoie. Am zis pe o să fim foarte încet în neandă. Un detectiv privat, domnule. Detectiv privat! Și eram sigur. Am nevoie de arme și de protecție. Am nevoie de arme și de protecție de la dumneavoastră pentru am desfășurat planurile. În schimb, nu vă spun secretul primarului, okay. Și îmi dați arme gratis și vă dau informații gratis despre oricine vreți din oraș, când aveți nevoie. Facem un pariu? Facem oh un my god, e perfect! Ok, dăm o secundă să mă gândesc. Stai aici și revin în două okay, secunde. Okay. În două secunde, revin, trebuie să mă gândesc. Ok. Mamă, ce fac mă ăștia? Eee, valea de băplotul meu! Valea de aici! Valea de băplotul meu, cine a fost? Ok. Este timpul! Am revenit și acum putem vorbi. What? Domnul Clorna! Am să vă spun Insanity? Următoarea informație. Eu sunt liderul oficial a organizației Mafia Pitonească. Împotriva poliției Skincraft Nocivanu. Și dacă ați ales dumneavoastră să cooperați cu mine și cu asociații mei, o să aveți doar de câștigat, deoarece noi suntem clienți cu buget foarte mare și putem să ne ajutăm unii pe alții. Domn, nu vine să cred, avem bănuirile mele, dar nu vine să cred chiar dumneavoastră, Mafia Pitonească! Doamne, da. Insanity, fii atent aici. O să-ți dau toate informații necesare despre poliție și despre primărie. Dar, cum am vorbit, am nevoie la schimb protecție și arme. Atât tot, ok? Se face! Bun, deci nu... Opa, sunt spion pe dumneavoastră la plot. Nu vine să crede, să vorbim cât mai încet să nu ne audă. Da, trebuie să vorbim puțin mai încet. S-au dus. Perfect, domnul Insanity, deci... Nu îmi vine să cred, perfect, ar fi cazul să vorbim în alte părți, dar până acum cred că este ok, nu? Tot este. Bun, domnul Clorna, vreau să-mi scrieți pe un caietel, ce vă doriți, ce arme, pot să vă ofer pistoale, arme automate, snipere, atașamente, gloanțe, de tot felul. Îmi scrieți și perfect. După mă căutați să-mi îmânați cărticica în secret să nu afle nimeni și o să vin cu importul și o să vă dau. Exact.
Exact și la fel și dumneavoastră, dacă aveți informații despre primar sau oricine, veniți la mine și vă spun tot timpul. Vreau să încerc să te dai foarte aproape de Nociva, nu polițistul, să-mi afli ce face el zi de zi, trebuie să aflu. Bun. Și dacă se bagă șmecherile mele, să mă anunți. Bun. O să revin. Sunt prea multe urechi până prejur. Hai să mergem să mai vorbim, vorbim doar în text. Palma acum? Da. Bun. 3, 2, 1. Am văzut-o. Bun. Ne vedem, domnul. De vedem domnul șef de la mafia pitonească. Bravo. Perfect. Mulțumesc. Ia uitați aici, asta este afacerea noastră. Opa. Afacerea pitonilor. Opa. Asta da. Exportăm. Exact. Nu vine să asta exportăm. Prea fain, domnul Insanity. Tricouri hanorace plușii. Noi nu suntem răi. Noi asta yes, exportăm boys, în oraș. Băgați mâna. Băgați mâna, boys. Și deci, cu semnătură. Băgați mâna. E și cu semnătură. Cu semnătură, boys. Deci nu-i, deci ar fi o nebunie să nu luați, boys, vă dați seama? Corect, și cu asta facem noi, exact. Nu facem rele. Dar Nociva nu vrea să ne confiște exact. Tot. Vrea să ne ia tricourile, exact, jucăriile. Fericirea totul, nu se poate, exact. Nu se poate așa ceva. Bun. Mulțumesc, domnul Clonare, ne mai auzim. Vin imediat. Exact. Fuga repede că ne așteaptă domn primar. A plecat domn primar. Ia, domnul Clonare, boys, ia să vedem. Și desigur nu uitați să te abonezi, că sigur nu ești abonat dacă te verific. Nu ești abonat. Definitiv, a chemat da? Rafael la concurs. Ok, să înceapă concursul. Să înceapă haideți. Concursul. Bună ziua! S-a trăit domn primar, ce se întâmplă? Toată lumea este aici? Da. Clorna nu e. Clorna e în peșteră. Clorna. Bun, haideți să discutăm fără dânsul. Deci urmează să aibă loc primul eveniment din SkinCraft. Yeah! Ilegal. Nu știe nimeni nimic despre asta. Domnul polițist doarme, nu este în oraș. Așa că yeah! M-am decis să ne distrăm puțin. Ei bine, va fi un eveniment de box. Lupte, bătaie, exact cum vă place vouă. Pentru că vă cam bateți în orașul acesta. Vă spor copul. Și bă, o să avem taremi. 50 de diamante primul loc, 25 locul 2 și 10 locul 3. Ok? Va fi distractiv, dar înainte să vă arăt arena secretă ascunsă, nemai întâlnită de nimeni, ce arena este ilegală, desigur, va fi nevoie să semnați acest contract. Domnul Q-Sanity, vă invit. Dacă nu semnați, nu participați. Nu aveți voie să menționați numele primarului în implicarea acestui eveniment de lupte. Este implicat, mai ales domnul Nocivanu, care este polițist, desigur. Am semnat, domn așa primar. Așa că veți semna contractul. Domnul Clorna, ce da. Faceți atâta? Grajbent! Mi-am prăjit peștii, domn primar. Doamne Grajbent! Nu vă scuzi. Nu, scuzați-mă, vă rog frumos. Băgați și voi o poză acolo. Bun, o să repet și pentru dumneavoastră. Urmează să aibă loc un eveniment ilegal de lupte, pentru că domnul Nocivanu lipsește. Yes! Și yes, trebuie boys! Să semnați contractul. Care, haideți domnul Caluga, ce faceți da. Atâta? Membrii haide. Noi. Dacă n-am văzut episodul trecut, am avut doi membri noi oficiali în SkinCraft. Ok, vă treceți cu barca. Acolo. Eu i-am găsit. Nu aveți voie să discutați despre evenimentul acesta. Nu știți nimic. Semnează acolo Grujbit. Este implicat. Poftim, domn primar. Să semneze toată lumea. Bine, domnul Grujbit. Mai departe cu bun. Cărticica. Să semnez asta și promit că nu o să zic nimic, dar măcar îmi tăiați și mie jumătate amenda asta pe care mi-a dat-o vorbă. Să luat amenda, Jakey! Ce ha-ha, ce-a pățit el, ha-ha! Oh my god! Păi nu că o să câștigi la box și o să ai bani de... Domnul Jakey! O să ai bani după! Facem în felul următor. Dacă vă situați în primele 3 locuri în turneu, se anulează amenda. Bine, wow, ce pumn o să dea Jakey! Mamă, deci o să vă bat pe toți. Sau ne bate Grujbit ăla. Mai vedem noi. Grujbit. Locul 1, 50 de diamante. Locul 2, 25. Locul 3, 10 diamante. Poza oficială. Pune poze la mine aici. Poza cu pușcăria. Domnul Clorna, nu mai puneți poze. Domnul Clorna, de ce râzi de mine că am murit în pușcărie? Au semnat toți? Au semnat toți? Nu, eu nu. Păi luați și gata! Mai repede. Poze, vă rog. Haideți, haide, Rachi, semnează! Scrie! Mai la început, bine la primar, dar cu picioarele pe masă să stă domn primar, așa, nespălat? Păi voi și stau pe masă! Gata, nu mai stați în biroul primarului.
Exact, doar primarul stă pe biroul primarului. Ce ai, mă, gușbi de râs? Vezi că îți scot buricul. Ia uite buricul, ți-l scot. Scoate-ți mizerie aici. Îți scot buricul. Mă amenință că scoate buricul. Aoleu. I-a scos buricul. Domnul Lucky, dacă nu încetați, sunteți eliminat de aici. Înțelegeți sau nu? O scos pistolul, Domnul primar are o armă cu care să se apere dacă nu înțelegeți de bună vorbă. Haideți să mergem. Haideți, a semnat sau nu? Am înțeles, am înțeles. Nu mergem nicăieri, n-am primit contractul. Dați-mi o secundă. El patron. Colecția zero. Leneșe! What? Nu aveți voie să menționați numele primarului în implicarea acestui eveniment de lupte. Am semnat și mă ține cuvânt. Sau să dau un gât. Ia să-l vedem. Să-mi trăiți. Caluga, Clorna. Yes. Să ne asigurăm Ștefan, Jakey. Ok. Ok, Ștefan, Jakey, Caluga. Ok. Ok. Andrei, Lucky și Akin. Toată lumea este semnată, da sau nu? Da. Da. Yes. Da. Ok, ok, ok. Mă, sunt tare curăț, sunt destare în asta. Mă, ce bucate dau lucrurile ăla? Pau, mi-i dau. Așa dau. Contractul este exilat din oraș. Bun, hai. Așa-i dau și nebun. Pentru că lucrurile vor deveni stomacul. Da, așa la ficaște. Primăria a construit ilegal. Putem spune asta pentru că nu mai e poliția în oraș. Ilegal a construit un ring de lupte. Sunteți pregătiți să-l vedeți? Da! O să vă placă da, mult! E cam... Să vezi ce-i îndoi maxilarul lui Clorna cu un pum de la grav! Lasă că vedem noi! Wow, îndoiți maxilarul! Mă, nici spital! Îi dau la nas! Îi dau la nas ca la spital! Momentan nu avem spital, deci... Da, da, la Bornau! Ok, ok, ok! Bun, bun! Hai! Avem și noi un drum exact! Înnotăm pe... Uite pe aici, pe aici, pe aici! Cumva se ascunde sub oraș sau unde? Domn primar. Mi-e frică, domn primar. Asigurați-vă că nu sunteți văzuți de nimeni. Nu vă văd nimeni. Să uite Irinuș. Mi-e frică, domn primar. Da, e adormită. E adormită. Uite acolo statuia. Doarme, doarme. A închis ochii. Nici eu nu mai știu care e intrarea. Așa de secret e, să vă dați seama, așa de secret e. Mamă, ce secret e! Secret. Aici! Aici! Încet, încet! Nu mă grăbiți! Poate... Încet! Poate capcan! Mi-am rupt piciorul! Nu mai pot juca! Bă! Fără poliție, da! Fără poliție! What? Este ilegal ce urmează să se întâmple aici! Ilegal! Ilegal, ilegal! What? Veniți după mine! Opa. Antinociv! Domnul polițist! Antinociv! Bine v-a reușit! La primul eveniment de lupte ilegale! Bă, sunt eu boschetar? Ia stai așa! De ce mai... Ce caută Clorna aici? De ce sunt boschetar? Clorna, de ce ești aici? Bă, care a râs de mine? Clorna, vede de căutat. What? A, perfect. Da. Normal. Dar de ce are Ainerul? Nu știu, m-a făcut ceva boschetar. Unde-i domn primar? Casa de pariuri ilegale. Mă, m-aș băga 10 diamante. Cash. Locul 25, locul 30 diamante. Dar, vom face în așa fel încât să putem paria. Mamă, arena! Ce tare! Aici este casa de pariuri. Dacă aveți încredere într-o anumită persoană că se va... What? Exact. Pariuri ilegale, desigur. Dacă aveți încredere într-o anumită persoană că se va descurca foarte bine, atunci puteți paria pe acea persoană. Nu le-am luat. Și primăria vă va dubla venitul. Ok? Mă rog, pariul. Opa. Bun. Eu pariez primul, cine de diamante pe Clorna, omul peșterii. Bine. Pariez primul. Păi adică pierd. Da. Haideți jos aici atunci, Unde? Dați-o la o parte, vă rog, că se pune primul pariu. Bună ziua. Eliberați zona. Poftiți. Eliberați zona. 50 de diamante pe Clorna boys. Bun. 50 de diamante, dați-mi o secundă. Clorna, dacă nu pierzi, ți-am tras nasul. Perfect. Deci, câștig, mă, boi, stai liniștit! Dacă câștigi! Poți să pariez și pe mine?
Normal. Pe tine nu poți. Păi da, pe eu să vreau să pierd. Nu se poate. Pierzi. Cel mai puternic de aici, sunt un urs. Perfect. Votați pe mine că-i fac praf pe toți. Primul pariu. Primul pariu a avut loc. Mai dorește altcineva? Puteți să pariați pe lângă voastră. Pe emeralde, poți fi pe emeralde? Da, da. Diamante și maxim 50. Diamante, boys! Băgați pe Insanity. Bine, boys! Bine! Nu dorește nimeni să parieze, dar vă puteți răzgândi și pe parcurs, pentru că vor fi mai multe meciuri. Emeralde. Ok, foarte bine. Cine dorește să fie primul luptător? Eu! Au! Haide! Să vă luați spawn point-ul aici, că am găsit un pat. Spawn point-ul în colț. Haideți pe scara aceasta să privim de deasupra. E creeper ăla. Eu sunt primul. Bun. Vedeți că mai este o scară creeper și în partea cealaltă. Deci ne putem duce așa și pe cealaltă parte. N-am venit nici cu armură, deci, cu nimic. Fără Mica. Fără mere de aur, fără armură și toată lumea ar trebui să... Acesta, haideți după mine în capăt. Exact, bă, domn primar, bă, toată lumea. Ăla. Yeah! Și veți sta puțin în patul acesta. Domnule Custenite, așa arătați în realitate. Da! Așa realita... da! Stați puțin în patul acesta, toată lumea. Ce drip. Domnul Lucky. Mulțumesc. Stați puțin în patul acesta. What? Să ne asigurăm în caz că sunteți răniți. Am emoții. Că totul va fi bine, da? Toată lumea a interacționat? Da. Bun, da, domnul Kisaneti, da, da. haideți în ring. Bun, foarte bine. În stânga, domnul Kisaneti, câinele nervos, va rupe orice, care a pariat pe domnul Clorna, nu pe dânsul. Cine dorește să fie al doilea luptător? Cine dorește să fie al doilea luptător? Haideți, boys, intrați unul, că eu nu pot spune că pare pe mine. M-aș duce. Pentru că nu se oferă nimeni, voi alege eu. Eu. Ștefan Gorila! Ștefan! Eu sunt coțul Insanity, pot să fiu antrenorul lui domn primar. Au, dă-mi apă, dă-mi apă! De la buric, de la buric. S-a nominalizat. Acolo e sabă mai mult. Dă-mi apă! La buric, ok. Bun, stați în colț aici. Regula este simplă, fără arme, doar cu pumni, este meci de box. Fără măr de aur, poțiuni sau așa mai departe. Vreau să văd o luptă corectă. Ține-mă! Hai să începem. 3, 2, 1 și... Dă-i! De la burtă, la buric! Publicul, faceți gălăgie! Așa! Mai încet, Insanity! Prinde-l de cap! Prinde-l de plană! Prinde-l de plană, Uga! Hai, Ștefan! Dă-i! Dă-i, Insanity, dă-i! Publicul e extaz! Dă-i, pum! Haide! Doi! Avem câștigătorul! Domnul Insanity avansează mai departe! Colțul foarte meu, bine, boys, domnule Insanity. Vă invităm să stați acolo în culise momentan până vă veți reface. De asemenea, avem mâncare dacă dorește cineva. Mă, mă, l-am făcut praf! Doriți mâncare? Da. Haideți după mine. Avem mâncare aici. Bun, foarte bine, domnul Insanity. Mulțumesc! Domnul Insanity a avansat. Să-și notez aici. Am jucat bine, spuneți-mi voi, i-am dat bucată? I-am dat bucată, grav! Eu sper că nu l-a durut foarte tare, că i-am dat chiar nervos. Domnul Clorna vrea să se bată, aici. Cred. Yes! Perfect! Dă-i, mă, boy! Îl citesc pe Lucky! Dacă nu vine, e frică! Descalificat, domnul Kisaneti avansează. Următorul! Da, și vreau, domn primar, contra Lucky, că am probleme cu Lucky, nu să... Asta, Caluga, nu se poate, ok, Caluga, haide! Vă oferiți, domnul Caluga? Calmează-te, Clorna, calmează-te! Ca o gură de apă! Ca o gură de apă! Da. Vrea o luptă corectă, fără mere de aur, fără armură. Exact. Este puțin blestemat ringul acesta, dar e ok. Bun, toată lumea pregătită? Da! 3, 2, 1... Woo! Oh my god! Dai, mă! Dai! Oh my god, la colț! Desparte-i! Desparte-i! Țineți! Oh my god! Hai! O luptă corectă! O să pierde Clorna! Și-am pus pariu pe el!
A câștigat ursulețul! Bă, Luchisanity! Mama avea ca Luca! Azi pierdu 50 de diamante! Nu se poate! Wow, wow! Bă! Mamă! Nu se... Domnul este... Nu se poate! Nu mai murea domnul! A trecut ca Luca mai departe! Vreau să văd Jakey vs. Ștefan Gorila! Nu, eu vreau un eu am fost calificat. Da! Coborți în arenă! Dă un pumn în mine, dă mai mult pumn. Păi de ce? Perfect, perfect. Am pierdut. Domnul Clorna și domnul Ștefan descalificați. Descalificați! Să știe cineva să pună pariuri. Suntem buni. Nu. Nu mai doriți pariuri ilegale? Ok, ok. Domnul Jakey se oferă versus... Lucky! Vreau o luptă corectă. Vreau o luptă corectă, haideți să vă văd. N-am promis, jur că n-am. Fără armură, da. Fără armură, cum adică? Fără, așa să n-ai nici el. Fără armură, domnule. Bă, eu n-am. Cuțita și așa că nu sunt atent. Să vedem lupta. Bun, haideți. 3, 2, 1. What? Cine trage? S-a sunat clopotul. N-a tras. Haide, Jakey. Mincinoasă. Hai publicul, sau un publicul! Dai Jakey, fii nervos! Haideți, luptă corectă! E grav! Jakey! A avansat, bă! Poate ne aude cineva! Să ne audă că suntem sub pământ! Doamne ferește! Doamne feriment! Ok. Bun, perfect. Cine n-a mai luptat? Haideți, domnul Andrei, haideți dumneavoastră. Ia! Sau vreți dumneavoastră, ia domnul Andrei? Exact, păi doi! Cei noi, perfect! Cei noi se bat. Cei noi se luptă. Foarte bine. Deja o bif. Nu, vreau să nu aveți armură pe dumneavoastră. Fără arme ilegale. Oh my god, scoate cuțitul! Hai să vedem, stați în colț, bam. Bun, perfect. Hai, 3, 2, 1 și... Luptați! Hai, Andrei! E grav! Dai! E grav! Dai! E grav! O să câștige... Dai, Mecle! O să câștige Akin! E over! Luptă strânsă! Dai la genunchi! Andrei. Akin stă mai aproape de podea! Dom Benone! Ia să vedem... Da, Dom Benone! Hai, dai! O să lupte și domnul Benone! Oh my god! O să câștige Akin! Opa, ce se întâmplă? L-a prins la colț! L-a prins la colț! What? Bine! Domnul Akin descalificat! Felicită, domnul Andrei! Bă, cum a pierdut? Wow! Bravo, Andrei! Bine, mă! Perfect! Cred că toată lumea a participat până acum, corect? Da! Avem nevoie de șansă la revanșă! No! Da, nu știu cum ne-am nimerit, de suntem fix număr par, că dacă eram impar nu știu cum făceam. Ok. Se bătea și domnul primar. Da. Hai să vedem următoarea luptă. Domnul Kisanity cu domnul Kaluga. Haide! Kaluga! Drupărul din cap! Ați mâncat, sunteți bine? Da, sunt fresh. Toată lumea a mâncat, ok. Asta de la maț, de la maț. Cu cine țineți? De la maț. Îl fac praf. De la maț. Pentru mine! Îl fac praf. Bun. Deci, domnul Kisanity și-a luat revanșa pentru domnul Clorna. Hai să vedem. 3, 2, 1 și luptați! Haide! Dai, domnul Kisanity cum se mișcă! Are avantaj. Dai! Are schemele la el. Ia. Mamă, e la nu! Mai concentrează-te, Kisanity! Hai pentru domnul Benone! Critica, Kisanity! Verdictul! Domnul Kisanity câștigă și avansează în semifinale. Domnul Kaluga descalificat, domnul Kisanity. Ai avut noroc. Două victorii pentru domnul Kisanity. Aia, ursuleț. Bun. Urmează domnul Jakey cu domnul Andrei. Hai să vedem, domnul Andrei. Ding. Că mâncați, că aveți sănătatea fratelu, plină. Doi fratelul, doi. Spunem așa. Sunteți pregătiți? Da. Bun. Hai, 3, 2, 1, luptați! Haide! Luptă pentru domnul Benone! Să trăiască Benone! Domnul Benone, haide!
Ia uite-i! Oh my god. Mamă, le-a prins. Domnul Benone! Wow, luptă strânsă, luptă strânsă, multă mișcare. N-a băgat la colț. Wow, bă, cât de rapid e lupta asta, cum se lovește. S-a prins la colț! S-a prins la colț. Yes! What? Oh! What? Aia zic, nu cred! A fost eliminat. Domnul Andrei avansează în finală. Cum l-am bătut? Că l-am prins la colț. Nu cred, nu cred. Moș Benone! Bravo, Andrei. Bun, toată lumea, toată lumea, sunteți pregătiți pentru finala. A căzut de pe scaun. Finala ilegală. Yes! Domnul Q-Sanity vs. O să mă bată Andrei, că e bun, o să mă bată. Oh my god. Vedem imediat, vedem imediat. Pentru finală, ambii ați câștigat, nu uitați, minim 25 de diamante. De fapt, cine luptăm pentru premiul de 50 de diamante? Hai să vedem. 3, 2, 1, luptați! Dai! Pentru 50 de diamante! Ia să vedem, oh, domnul Cristian are mișcările la el. Uai, Insanity și-au critică, nu-i bine? Opa! Și-au critică, nu-i bine, Insanity, nu-i bine? Domnul Clorna! Insanity, nu-i bine, ai grijă! Uimit! Au, 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 au! Domnul Chiu, n-a avut încredere în mine, Clora! Clora n-a avut încredere în mine! Yes, normal, mă, boy, yes! Felicitări, yes! Se bate cu mine pe toate diamantele lui și ale mele, adică eu. Care câștigă ea toate diamantele. Opa! Avem o nouă ofertă. Adică diamantele mele, eu ți le dau dacă câștig. Și normal, te pot! Stați puțin, stați puțin, stați puțin. Ca să stabilim. Deci domnul Chiu Sanity a câștigat pe primul loc. Logic. Așa, yes. Domnul Andrei, locul 2. Locul 2, Andrei. Trebuie să vedem locul 3. Locul 3 ar fi între domnul Caluga și domnul Jakey. Exact. Da, 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 exact, da, da, exact. Da, da. Domnul Caluga și domnul Jakey se bat în 3. Se bat pentru locul 3. Ok. Ia să vedem. 10 diamante. Bun, a câștigat cine diamante, mi-am luat banii înapoi, mă, pariu. Bun, a pierdut Clorna, credeam că o să câștige. 3, 2, 1, eu chiar am crezut că o să câștige Clorna, dar nu s-a întâmplat. Pentru 10 diamante este lupta Caluga, aceasta. Caluga, hai să vedem, hai să vedem. Caluga. E grav. Hai, dai, Jakey, dai. Hai, mulțime, hai să vă aud. Dai, Jakey. A stăcut complet. Moi, Benone. Dai, dai, hai pentru Benone. Hai, moi, mă. Moș Benone! Caluga! Caluga! Locul 3, domnul Caluga! Bine, ursuleț! Aici, ia de aici mâncare, ia! Mulțumesc! Ursuleț! Lucky, bate-te cu mine, bă-te diamantele tale! Ok! Opa! Campionul Insanity! Mersi! Vă aștept să vă înmânez premiu aici la ușiță. Haideți după mine, câștigătorii. Locul 1, locul 1. I-am bătut pe toți. Bun. Primul câștigător, domnul Q-Sanity, îl invit aici. Thank you. Perfect. Dau în mine, dau în mine. Ai fost că le pun premiu. Perfect. O secundă. Numărăm banii. Secundică. Numărați banii, domnul. Mulțumesc. Bun, premiul dumneavoastră. Power. 50 de diamante. Aha. Super, super, gata. Puteți să următorul dumneavoastră. Să bine, vedem locul 2. Moș Benone. A fost domnul Andrei. E pup campionul. Domnul Andrei vă invit aici. Mai ai câștigat mulți bani tu. 25 de diamante. O secundică. Mai pot. A obosit Caluga. Perfect și pentru dumneavoastră. Vorbește rațe. Ați început deja cu mulți bănuți. Și domnul Caluga, 10 diamante, locul 3. Wow! E bine, superb, superb. De cât de loc este perfect. Bun. Ei bine, acesta a fost evenimentul ilegal. V-a plăcut sau nu? Da! Păi stai, că mai trebuie să mă cu Insanity pe toate diamantele. Câte diamante ai, Lucky? Câte diamante ai? Păi la final se află. Păi nu e corect, poate tu ai 3 și am 1000. Hai pe 100. Păi n-am nici un diamant, vreau să dau pagă. Ce mă? El vrea pătă de diamant, dar n-a niciun diamant. Mincinoasă! Domnul Lucky, ce este această țeapă? Eu-l bat oricum și pe gratis, ia vină cu a mea, ia vină cu arici! Vină cu arici! Vă ce-ai scos arma? Ariciu! A scos arma, a scos arma! Să mă înveți, da, să mă înveți, da, să dau și cu cum așa tare ca tine. Da, da, da.
Ei bine, evenimentul acesta aici se încheie. Sper că v-a plăcut. Mulțumim, domn primar. Ce nota 10 la mine? Locația aceasta va rămâne privată dacă mai vreți vreodată să veniți să vă luptați sau ceva. Dar nu știți nimic de domnul primar. Yes, boys. Bă, nici nu l-am văzut azi pe domn primar, boys. Așa l-ați văzut pe primarul azi? Nu. Nu s-a văzut niciun primar. Bă! Opa! Nu se opresc. Eu voi pleca de aici pentru că nu voi invita. Eliberați zona că poate vine nociv. E un loc puțin ilegal. Fugiți că poate vine ăla. Poate vine domnul Panda. Păi știi cum ieșim? Cum urcăm? Panda? Păi aici, nu mai ieșim. Greu de intrat și greu de ieșit. Faceți o scară. Faceți o intrare pe aici, o ieșire. Yes. De ieșit nu mai ieșim. Deci astăzi voi i-ați farmat. N-ați fost nicăieri. Toți nebunii. Săpați. Opați o scară, bă, care a pus apă? Ok, perfect. Ascundeți probele! Bun! Deci nu mai știți nimic de locația aceasta. Mi-am pierdut memoria! Nimica. Totul e bine, Skincraft! Totul e legal! Perfect, domn primar! La parcul acvatic! Super! Welcome, boys! Cel mai fain eveniment ever! Ți-a plăcut Clara, boys? Noi, bravo, mă, boy, deci bravo! Să trăiești! Dacă v-a plăcut evenimentul, primăria va mai organiza și altele. Da, vor mai fi astfel de evenimente. Exact. Normal că tot la fel de ilegale și următorul într-o arenă de gladiatori cu arme și armuri. Sper că ești abonat să nu ratezi. Ești promit că nu vă dezamăgesc. Primăria va lucra la pregătirea acestui eveniment, dar nu știți nimic de el, ok? Plecați, bă, de aici! O scos armă! Valea! Nu mai trageți! O scos armă! Am nevoie cu arme! Citiți semnul ăsta! Veniți! N-are voie! Doamne, cât sunt! Toată lumea să vină după mine, haideți! Sunteți gata, domnul Insanity? Sunt gata! Ce vreți să ne ziceți? Ok. Domnul Kaluga, veți intra la închisoare de îndată. Ursu! Și domnișoara Oana la închisoare de îndată. Pentru că aruncați pe jos în oraș. Păi boss! Și tu, Clorna, la închisoare de îndată. What? De ce? Pentru că aruncați pe noi pe jos, aruncați cu noi. Ce se întâmplă, bă? Domn primar, armata! Nu faceți nimic, a? Armata! Oh my god, cât sus să moară! What? Un moment. Ohio! Haideți, domn primar, vorbiți. Datorită domnișoarei Lucia și domnului Lucky, s-a construit podul acesta. Dați-vă jos de lângă mine. Respect, Lucia! Și... Respect, boys! Respect, Lucia! Și vom avea extensia orașului. Drumul acesta va continua și va apărea primăria, secția de poliție... Mama, avem închisoare! Până la secția de poliție și așa mai departe, avem o închisoare. Va fi secția de poliție pe viitor care va include închisoarea, dar momentan avem doar închisoare. Care așa tot dăm? Eu am o întrebare. Domnul primar. Uga buga armi! Prima închisoare din orașul Schis. Să moară pușcărie! Bine! Eu vreau să moară pușcărie primul, vă rog. Eu vreau. Grădinița, grupa mică, stați. Grădinița! Bun. Haideți să facem în felul următor. Nu, da. Domnul Lucky nu mai spare. Lucky a spart. Domn primar. Domn primar, i-a foc pușcăria. Bravo. Nu i-a foc pușcăria. I-a foc. Nu i-a foc. Doamne. Armata. Facem în felul următor. Pentru că domnul Nocivanu nu este prezent, am nevoie de un înlocuitor de polițist.
Cine dintre voi mă poate ajuta? Nu, 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 dumneavoastră sunteți primul criminal. Bun, domnul Jakey, dumneavoastră mă veți ajuta. Oh! Okay. Veniți aici, domnul Jakey. Iacov, vin, vin, vin. Mărmânez arma aceasta. Cine face belele? Dar nu știi să tragă! Cine face belele, împușcați instant. Prostule! Totule! Aveți voie, aveți voie să împușcați cetățenii? What? Să vă dau și gloanțe, luați de aici gloanțele. Bine, avem voie să împușcăm înapoi, nu? Păi ce? Nu, n-ai voie! Dați-mi o secundă că dorm! Mi-a tras să... Mi-a tras în inimă. Bun. Cum îi permiți? La pușcărie! Îi permit. În inimă. Domnul Jakey are voie să împuște pe oricine. Ok? Hopa. Bun, da. Haideți să facem onorurile. Dați-vă la o parte. La o parte. Taie, la o taie bariera, taie-o! Păi oh, bine! Haideți înăuntru repede, boys! Haide! Intrați cu toții! Nu poți intra! Asta este noua închisoare! Moreno Chief! Bărbosul! Haideți să vă prezint prima oară! Și-o scuie! Haideți să... Liniște, da, să vă prezint. O să știu că eu sunteți entuziasmați. Avem patru celule. Haideți să începem de aici. Da. Celule. De clar noul polițist. La premium. Ușile au parolă, doar primarul știe parola, ok? Care parola? Mamă! Ce pușcărie tare! Bă! Bă! De ce îi spui la dreptul la... Cine a intrat? Nu mai este de acolo. Bravo! Avem mai departe pușcăria pentru fete normală. Ok. Ia vrea Valorant. Da, în felul acesta. Bă, cine a spart? Domnul Jakey. Trageți, domnul Jakey. Cine trage va fi anihilat. Trageți. A tras Lucky. Avem. Ia intră la pușcă. Liniște, liniște cetățeni, liniște. De ce ai tras în mine? Abuz. E vaos total. Bine, dacă n-aveți stare, păi o să fiți anihilați. Anihilați. Avem închisoarea pentru băieți premium, ok? Eu n-am voie acolo. Așa, perfect. Deci e pentru băieți premium, number one. Ăsta sunt eu în următoarea aia boră. Băieți jale. Hai. Adică fără buget, fără jale! Foc, nu vreau să-i... moartea reală. Aia e prăjitura din Fărnet de Prădis? De aici. Bă, ce? Împușcați-l pe domnul Ștefan de urgență, a scăpat din pușcărie. Bă! Împușcați-l pe domnul Ștefan, împușcați-l, împușcați-l. Doamne! Bă, Doamne! Scoteți-mă de aici! Nu pe mine! Ce ușor se evadează din pușcăria asta! Primar, mi-e frică! Doamne, ferește! Nu trebuie să vă... Explicați-mi voi ce se întâmplă, ajutor! Să aveți limita decenței, ok? Păi suntem noi, te drăgăți! Este, dar nu va mai fi. Bun. Ce-a făcut X Andrei din pușcărie? Deci... Leniște farisan. Ați înțeles ideea cu închisoarea sau nu? Da, da. Păi da, aia, da. Aia premium, cum intrăm la premium? Exact. Haideți să vă eliberăm de aici, bun. Și vom aresta primii oameni din... What? Yeeey! Hopa! De ce vă oferiți să fiți arestați? Yeeey! Că e prea premium! E prea premium! Ce oraș e ăsta? Vreau să mor în pușcărie! Nici eu n-am calculat-o. Bun. Și eu, și eu. O să vă arestez pe toți dacă vreți. O să vă arestez pe toți. În primul rând... Hai, arestați pe toți! Vom avea... Primul... Bun, dați-mi voi să mănânc niște carne. Primul criminal arestat va fi domnul Clorna. Yes! De ce ai așa făcut? Jakey, nu m-am pușcat deloc, nu! S-a pușcat în viță, intrați aici! Arma jos! Pușcarița premium! Nu vreau să mă pușcărie, dar nici buni! Ințeați la muieri! Ce? Ești la muieri! E la băieți ăsta! E la băieți aici! Stați înăuntru! Scuze, îți daltonist! Domnul Clorna, domnul Clorna, dați-mi voie un moment să vorbesc! Dați-mi voie să vorbesc! Deci, domnul Clorna, dumneavoastră m-ați, acum câteva zile, m-ați amenințat cu o armă, așa că vreau să vă gândiți la ce ați făcut și veți rămâne aici, ok? Fără comentarii. Domnul Fanistan, haideți cu mine, că și dumneavoastră vreau să fiți arestat. Ieșiți de aici, ieșiți, lăsați-l doar pe domnul Clorna. Ieșiți de aici, ieșiți.
Bun. Mulțumesc, domnul primar. Domnul Fanisalt. Camera mea. Domnul Fanisalt este cel mai groaznic criminal. Intră aici la Bravo! Fără tortură. Păi, dar eu am bani, eu plătesc eu pentru premiu. Intră. Bă, cine a spart poza? Hai, intră. Bă, ne certăm. Domnul Fanisalt, intrați acolo și discutăm imediat. Discutăm imediat. Acolo să rămâi. Stați acolo, nu... Nu distrugeți nimic sau sunteți exilat. Bun. Da, boss! Deci, te rog, mi-e frică! Ce cap ai? Ce cap ai? Nu aveți... Ce cap am, mă? Salvează-mă! Bă! Uite-n ochii mei! Prima regulă... Prima regulă este că nu aveți voie să distrugeți celula sau sunteți exilați. Vreau să dea o armă. Ne-am înțeles? Este o închisoare. Bun. Eu nu credeam că e închisoare. Bun, bun, bun. Ce sunt cu regulile astea? Aici arată mai frumos ca... Ce era cu aia mâna? I-am dat un pupic lui Clona. Ce părere aveți până acum? Ce cap are Clona, uite-l! Clona, de ce are doar o sprânceană? Nici o părere. Cum? Bun, o părere slavă. Cum ați zis că am doar o sprânceană? Domnișoara! Dă-ți-mi din ușa aia! Domnișoara Oana... Ce? Domnișoara Oana e chemată aici lângă mine. Aoleu! Mă, bă, urechează! Domnișoara Oana. Da. Bună. Dumneavoastră sunteți un cetățean cu minte. Vreau să-mi spuneți cine mai merită arestat din oraș. Lucky. Bravo! Domnul Lucky! De domnul ce? Lucky este foarte rău. Lovește lumea. Ce cap are! Domnul Lucky, haideți cu mine la închisoare. Nu, aici, păi aici. Vă veți alătura domnului. Bravo, Oana, bravo! Mă, Boris Prânceanu, stai-ți acolo, Boris Prânceanu! Vezi că-ți dă sprânceana, vezi că-ți dă sprânceana, vezi că-ți o tai! Bă! Ce limba în gură! Ce limba, mă? Ce se întâmplă? Oate broscă! Oate broscă! Spar geamul. Domnul Gata. Domnul Clorna, deschideți aici jaluzelele. Nu vreau, nu vreau, vreau. Deschide jaluzelele. Să fie. Nu, vreau să nu zic. Deschide. Da, spuneți. Slow. Am deschis. Nu vă mai omorâți în închisoare. A zis că surâți. Vreau de asemenea. Ascultați-mă puțin. Vreau de asemenea să atingeți patul. Să dormiți în pat. Atingeți-l. Toți care sunteți la închisoare. E doar un pat. E doar un pat. Domnul Clorna, dormiți în pat. Ok. Da, bine. Același, dormiți amândoi pe același pat. Bun, bun. Nu, ce urât e Clorna. Doamna Oana mi-a transmis. Da. Bă. Doamna Oana mi-a transmis să o arestăm pe domnișoara Irinuș, așa că haideți cu mine, domnișoara Irinuș. Big friend, snake. La fete veți fi arestată. Domnul primar, scoate-mă de aici, scoate-mă de aici. Ok. Arma Jiggy. Bine, sus! Ce vrei, bă, Wetty? Îți aduc o lamă? Îți aduc o lamă să stai sprânceana aia? Îți aduc o lamă? Bagă limba în gură, nu mai să vorbi atâta! Cu cine vorbesc aici? Cu sprânceana? Vorbesc cu sprânceana, cu cine vorbesc? Cu sprânceana, cu cine? Cu prânceana, mă, boi! Hai de la geam aici, să te fă mai bine! Închide perdeaua! Închide perdeaua! Să nu dai mă capul ăla! Ești prea urât! Chide! A murit Lucky în pușcărie înaintea ta! Ce părere Bun. Ai? Și Fanisalt! O să asculte și dânsul, stați liniștit! Cum a ieșit Fanisalt din pușcărie? A, pur și simplu am ieșit, că mi-a dat drumul! Bun, domnul Fanisalt, în următoarele 10 secunde veți fi exilat din oraș, în caz că nu vreți să ascultați de primul. Bun, adio cu Fanisalt! Pa, 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 expiră timpul! Domn primar! Gata! Dacă nu ne înțelegem ca oamenii. Ok, domnul Lucky, atingeți patul. V-am mai spus de 10 ori. Da. Nu mai puneți apă. Gata, l-am atins. Ce sunt cu Și cu capul ăsta? Ok. Da, bun. Domnul Clorna, ce faceți acolo? Domnul primar, n-aveți apă, n-ați plătit apa, nu. Jake, să la pușcărie. Bun. Domnul Jake, ce căutați acolo? Ieșiți de acolo, domnul Jake. Caluga? Deschideți ușa, domnul primar, nu mai stau în pușcărie. Nu mai dați foc în pușcărie. Ok. Ascultați-mă o secundă. Deci, mai trebuie să arestăm câțiva oameni, după care o să vă explic cum funcționează lucrurile. Da? Cine a spart? Cine sparge geamuri acolo? Domnul Clorna, ce faceți acolo? Nimeni! Ce să fac? N-am făcut nimica! Bun. Nimeni aici, boi! Domnișoara Oana, cine mai trebuie arestat? Spuneți-mi repede.
Deci este foarte rău. Domnul Caluga, așa este. Domnul Caluga, vă invit. Vă invit la celulă. Aș vrea să fiu la băieții premium. Bă! La băieții premium. Fugi! 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 Vino! Vino! Fugi! Doamne! Deoarece nu vor să înțeleagă ce le explici. Haideți să ne înțelegem măcar ca oamenii normali. Domnul Clorna, stați bine acolo? Da! Da! Să nu mă vadă! Bine, apă, foarte bine! Factura la apă! Să nu mă vadă! Foarte bine, foarte bine! Dați-mi voie să-l invităm pe domnul Caluga aici, dacă mai există. Caluga? Uai, la ce ne trage? Domnul Caluga e întrebarea. Aici, Caluga, veniți aici! Haideți, haideți! Domnul Caluga, haideți că... Domnul M-am Caluga. Trezit, da? Hai, Caluga, aici! Invităm aici, domnul Caluga! Unde sunt? Băgați-l acolo la jale! La ghitară, nu te... Vă invităm preparate. Aici, domnul Caluga! Ce am haideți. Să fac? Haideți! Păi, ați aruncat... Ați aruncat gunoaie prin oraș. Pentru că atunci... N-a făcut exact. Ceva rău, așa că la băieți premium. Da. Nu! Nu aici! Nu că... Serea să stai că mă vadă în pușcărie! Nu, da, corect, corect. Îi pute blană! De... Spală! Uite-l, mă, Clorna, acolo e arestat, uite-l, uite-l! Uite-l, e arestat de nociv! Ascultați-mă, intrați spală. Aici alături de temporar, domnul Fon. Nu? De fapt... Ajutor, m-a luat Clorna cu el în pușcărie! What? Ajutor! Domnul Insanity! M-a băgat aici, Clorna! Mulțumesc! Bă! Domnul Clorna, ce faceți? A scăpat din pușcărie! A evadat răsosul! Ce se aude? Nu! Nu! A evadat răsosul! Uga buga army, boys! Frumos. Ce se aude? Haideți, domnul Clorna, la loc, vă rog. Nu mai plângeți, că o să fie totul bine, că n-am apucat să vă explic. Am încredere în dumneavoastră. Domnul Caluga stă acolo bine. Domnul Fonzo unde este? Că era pe aici. Aici, aici, domnul Fonzo. Au legat-o pe Irinuș! Domnul Fonzo s-a teleportat, e ok. A, da. O eliberez? Ce faci aici? Bun, bun. Ce-o vezi, mă? Ce-o... Domnule, ce faceți aici? Stați, mă, uitam! Irinuș, ce faci? Mă doare capul! Nu vă doare capul, stați neștiste să tragi un pic de somn 10 secunde. Auzi, ce sau de trompeta e nu stați pe mine, domnul Kisanity! Păi să rapăpat! Ok, ok, perfect. Sufocați primarul! Perfect, perfect. Ce? Manilor! Bun, bun, bun. Cine mai trebuie arestat este întrebarea. Ștefan. Kisanity că o spart ce primar. Da, da, domnul Ștefan. Exact! Nu! Cine a spart ce? Nu! Kisanity mi-a spart celula! Îți faci mizerie. Ce-am făcut? E minciună curată! Domnul Ștefan, haideți și dumneavoastră aici. Cu domnul Caluga. Caluga. Foarte bine, foarte bine. Mă, cum am arestat și pe mine? Este cu minte? Da! Opa. M-am împins apa. M-am împins Ștefan. Domnul Caluga, vă rog frumos. Caluga. Ok, ok. Colegii de literatură cu care citeam acum două săptămâni, hai să continuăm Luceafărul. Eu sunt foarte cu minte, nu domnul aici, primar. Nu aici, domnul... Ok, domnul Kisanity, intrați cu domnul Clorna aici. Dar ce-a făcut? Hai, da. Așa, hai! Vrei să... cu tine! Dar vrei să citim doar! Domnul... What? Domnul Kisanity, vă invit cu domnul Clorna acolo. Salut, bun. Clorna, citim noi doi că-i sunt răi. Nu se poate, deci da. Avem câțiva... Avem câțiva domnii închiși la închisoare. Ai vreo idee? Ai vreo idee cum? Are o cauțiune de 10 diamante. Cine plătește 10 diamante, domnișoara Irinuș va fi în libertate. Oare putem cu pumnul? Okay? Pentru oare? Domnul Ștefan și domnul Caluga. Să n-au de ăla, să n-au de ăla. 15 diamante de fiecare. Poți să plătesc eu? Să spar covorul. Și ce se aude aici? Ce se aude aici? Ce aveți, domn patron? Pentru domnul Clorna. Domn patron, ați văzut ceva? Pentru sunt jaluzele închise aici? Deschide jaluzele! Că... Păi ne simțim vizionați! Da, exact, vreau pentru domnul, pentru domnul Clorna și domnul Kisanity, 1000 de diamante de fiecare. Cine plătește el, pupăchelie? Dar ce asta? Ce domnul Jakey, haideți cu mine înăuntru să vedem ce se întâmplă. Bună ziua! Ce se întâmplă? Alo? Alo? Stați bine aici, deschideți jaluzelele! Stau relaxați pe paturi. Eu sper să vă plac. Mă spălam pe dinți. Eu sper să vă placă și... Domnul Ștefan. Ștefan, ce faci? Hopa! Domnul Ștefan. Legați-l! Domnul Ștefan, dacă mai spargeți odată, veți fi și dumneavoastră exilat. Gat. Bun. Deci, eu sper să vă placă șederea aici.
Pentru că este premiu. Nu mai mișcați chiuveta. Îmi doare jur acasă că nu am. Eu mă spăl la fântână. Domnul Jake are o armă periculoasă pregătită pentru dumneavoastră. Gata, boss, nu mai zic nimic. Așa că vă rog să fiți respectuoși. Haideți să ieșim, haideți să ieșim, domnul Jakey. Să vorbim cu doamna domnișoara Irinu și intrați la loc și nu mai ieșiți, vă rog. Ok, perfect. Mă bucur că ne înțelegem. Exact. Bun, domnul Caluga și domnul Ștefan, ați înțeles lecția sau nu? Da. Unde duce asta? Da. Vă pare rău pentru ce ați făcut? Blocăm ușa. Da. Foarte bine, foarte bine. Haideți să vă eliberăm. Haideți să vă eliberăm. Să mă trăsc. Scopul acestei închisori este să nu să vă chinuim și să vă reabilităm ca să intrați la loc în societate, ok? Domnul Caluga și-a învățat lecția, nu o să mai arunce pe jos. Exact. Domnișoara Irinu își văd că stă confortabilă. Cred că îi place aici. Da, ei îi place. Ia uite. Ce te joci? Domnișoara Irinu își văd că și-a învățat lecția, deci poate fi eliberată. Păi cine mă pune pe burtă? Așa este, dar se va instala pe viitor și o toaletă. Faceți pe jos! My God. Haideți, haideți în libertate, domnișoara Irinuș. Gata, sunteți liberă. Bun. Acasă. Domnul Caluga, ce faceți dumneavoastră aici? Nimica. S-au închis jaluzelele, ce se întâmplă? Dorme. Nu se întâmplă nimica. Deci, Insanity, Insanity face la baie, boys. Aveți grijă. Nu vă uitați că sunt dezbrăcat, bag duș. Exact. Aleu. El se dezbrăcă și nu face la baie, da? Gata, gata, gata. Ioi! Trageți nădragi, deci pe tine, Insanity! Toată lumea și-a învățat lecția. Prison break! Domnul Fozo trebuie și dânsul arestat de urgență. Dar îl mai lăsăm puțin. Haideți să-l lăsăm pe domnul... Oh my god. Ce-i sub mine? Stai! Ce-i asta aici? Vedeți că eu... Ce-i acolo? Uite, uite. What? Este... Oh my god. Welcome boys, ce-i aici? M-a dus pe ocean? What? Ok, stai să le-am pe clona. Ce-i asta? Mă, cineva... Cineva le-a pregătit un tunel de evadare. Ok, clona. Da, spune. Vino cu ăla în brațe și pune-l deasupra, să nu stai și coboară aici. Pune deasupra. Deci fii atent, îl pui sub tine, până te pune pe burtă. Deci stai pe... Nu, stai pe margine. Stai, vino mai spre mine, vino mai spre mine și îl pui gen așa, da. Până te pune pe burtă. Pune gen, trebuie să fie așa, pe colț, știi? Pe margine. Mai aproape de perete. Pui-ți mai în față. Ce faceți acolo? Hai, pune... Aud. Oh my god. Reparăm noi mai târziu. Asa, așa. Hai, culoana, cearcă poziții diferite până merge. Și te pune pe burtică. Să pui fix sub tine, așa, pe margine. Mă, ne-aud, cum ne-aude Caluga? Ok. Opa, a reușit. Când reușești, îmi zici ca să spun bloc. Să vii pe tunel. Oh my god. Era aproape. Stai că am o idee, nu, fii atent. Știu, du-te în colț. Du-te mai în față. Și încearcă acum. Se poate merge. Aba, nu, trebuie să spargă asta. Ia vezi acum. Am vrut să vezi mai ceva, doamnă Nucla, Insanity. Totul regulă, totul regulă. Tot ok, ce cauți aici? Fă pași. Ok, domnul primar mi-a zis să verific. Da, stai și noi, relax. Ok. Haide, Clara. Dacă ți arăt eu, fii atent, îți arăt eu. Uite. Bă, dar mă, stai, am rușit. O, era, ieșise. Nu vreau să mă pună. Ah! Stai, nu te mișca. Și acum ce dau? Acum, vino. Ok. Oh my god. Uite ce-am găsit, cineva ne-a pregătit evadarea. What? Uite. What? Perfect. Totul este regulă, domnul Clorna. Tot ok! Tot ok, facem gata! What? What? Cum am murit, mă? Acum la un centimetru! E ok că eu sunt aici. Totul este bine? Stăteam un pas și închideam ochii puțin. V-ați acomodat cu noua celulă? E cam cald când avem aer condiționat, dar prezis, nu pot să zic că mă plâng. Haideți, deschid jaluzelele să ne vedem. Haideți că mă duc să aduc ceva... Mergem cu toții să aducem ceva mâncare să vă... Ai vrea niște apă, că mor de sete, da. Clorna, ți-e rău, e rău lui Clorna, aduceți o pastilă de cap că e rău. E rău lui Clorna. Haideți cu mine toți.
Haideți cu mine toți. Lo, ești bine? Dar ce se întâmplă acolo? E rău, lui Clorna, e rău! Trebuie să luăm pastile neapărat. Sunăm la 1-1-2? Hai să mergem. Nu este 1-1-2 ca lucru. N-o sunați, că-l doare puțin capul. Ok. My God. O să rămân aici, să vă țin... Da, Caluga, tu ce mai zici, Caluga? Vorbești tu cu noi că ne plictisim, că stăm aici la pușcărie. Exact. Păi tu ce mai faci? Am avut și o experiență aici, nu e frumos, nu-mi place, nu recomand. Pe cum adică, ce experiență? Am intrat și aici. Nu e așa frumos, cum credeam. A, la pușcărie te referi? Da. Ai fost tu la pușcărie? S-a făcut rău? Tate, nu e așa frumos. Nu, nu mi s-a făcut rău, mi-am învățat lecția. Cred că mai bine mă dau bătut și fac. Am învățat-o din prima zi, domnul Caluga, dar domn primar e împotriva noastră. Tu ai văzut? Ai văzut, nu? Eu. Nu se poate. Se aude ceva? Ce se aude? Ce, boss? Da, avem aici un laptop și am deschis laptopul. Ne uităm la un videoclip pe YouTube. Exact. Bun. Poate mor iar. Ce e asta? Ce e asta? Tu ai făcut asta? Nu! Era aici am venit! Impulsiune de viteză. Cineva ne-a pregătit scăparea. Nu știu ce să zic, ce părere ai? E beat în primul, da? Aaaa! E amară, vezi că e amară. E amară? Și n-o bea primul. Ok, vine. Ia trăparmeca în hârtie, cine zice primul o bea. Ok, 3, bun, 2, 1, piatră! 1, piatră! No, care era o șansă? 3, 2, 1, farfecă! 1, farfecă! 3, 2, 1, piatră! 1, piatră! 3, 2, 1, farfecă! Piatră! Trebuie să beau eu! Ok. Ok, boss, ok. Ce s-a întâmplat? E bine? Nu știu. Bă, cât de repede merg! Seri, e bine? Dacă beau! Zoom! Bă! Ce? Ne-a pregătit și la un tunel! Stai, sap eu! Opa, du-te, da, stai, mă dau jos. Ok. Oooo! Uai, dar unde e ducea asta? Vezi că să nu vină apa, să zice apă pe noi. Mi-e frică că nu știu... Bă! Când cobor, stai pe crouch că... Suntem aproape... Fugi, că vine! Opa! Fugi! Fugi. Ok, fii atent. Uite-l pe Rafael, uite-l, se uită la pușcărie, îl vezi? Opa, da. Se uită și nu ne găsesc că nu este la pușcărie. A intrat să verifice. A intrat. Îl vezi? Da, îl văd. Ai astupat locul unde refugii s-au. Am astupat, dar cu dirt că n-am cum să pun bric. Uite-l că se uită și îi ceartă. Îi ceartă pe Caluga, bagă la pușcărie pe Caluga. Da, că vine la lui Caluga. Că l-a pus să se uite și a evadat sub nasul lui. Ce pușcărie asta, insanity. Pușcărie de nebuni. Uite că se bat, că dau vina unii pe alții. Exact. Fii când o să iasă, eu am armă, o să-l omor pe unul. Ca să-l arăt ca să nu mai se pună cu noi. Acum, fii atent că o să-i nimerez, fii atent, stai. Trage! Pușcă-i! Să nu ne închidă pe noi! Dă-le! Ok. Fugi, eu că nu mai avem glanțe! Fugi! Fugi, Clorna, fugi! Că-i o capcană! Clorna, fugi că-i o capcană! Clorna, fugi! Să-i zic că-i o capcană! Trebuie să mă retrag că a murit prietenul meu, Clorna! A murit! A murit Clorna! Oh my God! Ok. Nu, trebuie să fac cumva, că dacă eu acum fug, o să e clar că sunt vinovat. Ok, o să găsesc o scuză. Ok. Am o scuză. Ok, sunt vânat, sunt căutat. Uitați-vă pe hartă că vin toți. Ajutor! Nu-i atrăgeam! Cheamă-i pe aia să mă ajute, că nu pot să mă mișc. Ajutor! Ajutor! Por cine? Toată lumea să vină! Ajutor! S-a fugit așa repede! Ajutor! Am făcut fotbal 3 ore. Ce-ai pățit?
M-a lovit Clorna, el m-a făcut să fac tot, mi-a dat capace. Clorna! M-a bătut! Na. M-a bătut Clorna! Te-a bătut? Da! Arestați-l, vă rog, el m-a luat după el. M-a tras după el prin peștera aia. Unde-i domn primar, că am nevoie de ajutor? Dar de ce asta? Nu pot să mă mișc. Nu am tras eu, cum să trag eu, nici la marmă. Cum să nu tragi, că l-am omorât pe Clorna și cine mai trage? Păi nimeni, că s-a oprit din tras toată lumea când a murit, că el era infractorul. Unde-i domn primar, repede? Are dovești, Ștefan, avea cameră pe cască. Pe bune. Unde mă dau primar, că e grav? Poate păr. Ajutor! Dom primar! Ajutor! Ajutor! Domnul Chiusani, ce ți s-a întâmplat? A scăpat omul de omul peșterii! Nu! M-a luat omul peșterii după el și m-a bătut rău! Păi, mi-a rupt picioarele, mi-a rupt capul! Da, m-a bătut și m-a luat după el în peșteră! Mâncați lămâi asta! Mulțumesc mult! Oh, mi-au furat lămâia! Baști! Mulțumesc, Baști! Un diamant! Mersi mult! Ok, deci haideți cu mine aici la primărie! E nașpa lămâia asta! E nașpa! Haideți cu mine la primărie! Ok. Vreau să vorbesc doar eu cu domnul Chisaniti să vedem ce s-a întâmplat. Eu și cu domnul Jakey. Jakey, ține-i! Haideți domnul Jakey înăuntru. Hai, că-i țin aici, ai țin aici, nu intră. Jakey, mute-i de pe aici, să nu mai spioneze. Să-mi explicați. Ia, plecați, mă, plecați. Da. Trebuie să-mi explicați, domnul Chiusanity. Da. Explicația este următoarea. Vreau să-mi explicați. Da, deci este de felul următor. Eram în pușcărie, Clorna mi-a dat un picior în genunchiul meu, gen mi-a rupt mandibula aproape, mi-a dat capace și m-a tras după el. M-a scăpat de pe scară la un moment, dacă e o scară, a făcut o scară, nu știu cum a făcut, a avut un plan, l-a ajutat și el să scape, cred. M-a aruncat pe scară și mi-a rupt gâtul. Mă dor picioarele, mă doare tot, am căzut lat. Și după m-a tras după el printr-un tunel și am ieșit afară pe acolo prin spate. Nu știu cine l-a ajutat. Și după a început să tragă în cetățeni. Caluga l-a ajutat. Deci domnul Clorna a început să tragă după toți. Deci să vă zic că eram pe jos întins. Eram pe jos întins, mă durea tot. Și vedea deasupra capului cum zboară gloații și auzeam arma și cum mor oameni și urlă în agonie, în depărtare. Urlau aaaaaa. Și Clorna trăgea și mă zic ce să fac. E groaznic ce s-a întâmplat. Trebuie să punem o recompensă pe capul domnului Clorna de urgență. Vom am nevoie de un doctor. 147. Vom pune 147 de diamante. Din păcate nu avem doctori în oraș încă, pentru că nu avem nici spital. Deci nu știu sincer ce să fac cu dumneavoastră decât să vă duceți acasă să vă odihniți. O să stau să mă odihnesc acasă. Mă iubește domn primar. La genunchi. Mulțumesc. Ok, cred că sper să nu vă mai doar acum. E mai ok, mulțumesc. Pot să alerg. Toată lumea, ascultați-mă. Primăria va pune o recompensă pe capul domnului Clorna de 147 de diamante. Gata. L-am văzut. Uite-l. Eu mă voi duce. Eu mă voi duce. Prindeți-l și aduceți-mi-l mie. Așa apreciez un buton de like, ar fi super drăguț, mulțumesc tuturor. Și poate unde ești? Că intru direct pe tine în casă. Unde ești, Chiusanity? Chiusanity au aflat. Are, a avut o poză cum ai tras tu. Mi-au făcut poză! Mă, ăștia! Da, ți-a făcut poză cum trăgeai, se vedea glonțul, gen n-are cum să fie. Oh my god, trebuie să fug din oraș! Trebuie să fug din oraș! Bună! Da. Acesta este aparatul de astăzi, șamponel. Eu încerc să-i ajut dacă ești și mă întorc, zic că am fost la baie sau ține... să mai zic că n-a fost nimic aici. Da, ține-i distrași că eu fug. Ok, hai, fugi. Și o să-mi pun masca să... Oana, ajută-l. Vine, Oana, vine după mine, Oana. E șefa mea, Oana, vino. Ok, grijă, stai să nu mori, ăștia pe jale, nu tragi în ei. Ok, vino ca... Ai masca de piton la tine? Da. Pune-ți-o. E timpul. Să spui și armura. Trebuie să ne pregătim că e grav. Ok. Trebuie să salvăm pe prietenul nostru Clorna, care a colaborat cu noi. Trebuie să-l salvăm de urgență. Așa, bravo. Trebuie să salvăm de urgență pe domnul Clorna, că a fost arestat și este în închisoare în momentul de față. Trebuie să-l ajutăm. Oh my god, stai că mă ocupe de ăla. Gata. Ok, sper că n-a auzit nimeni gloanțele. Ai mai văzut ceva ce s-a mai întâmplat la pușcărie acolo? S-a vorbit ceva? Nu cred că Clorna cred că o să rămână acolo în pușcărie. L-au închis pe viață? Cred că da. Hai să ne uităm pe aici când se face noaptea. O să găsesc tunelul și o să mă uit să-i sap sub el să-l scot de acolo. Văd dacă am un pickaxe. Am pickaxe, bun. O să mă uit să sap
Să încerc să scot din pușcărie. Uite, uite, uite. Okay, stai ascunsă, stai ascunsă. Uite, uite, vă pe toți. Bun. Ok, nu știu exact cum să facem. Ai putea? Pe tine te respectă domn primar, ce părere ai? Te respectă mult? Are încredere? Da, foarte mult. Ar fi o idee să-ți dai masca jos, să te duci să-i distragi de la pușcărie, ca să poți să-l scopă clona. Da, ar merge, da. Ai o armă în plus să-mi dai să-i poți să-i dau lucrurile? O armă. Da, desigur. Ia dăm cu orice armă, un pistol, orice. Să-i dau lucrurile ca să aibă o șansă să se apere. Mulțumesc. Bun, e perfect, e perfect. Bun. Acum să ne gândim ce să le zici ca să-i distragi. Bun. O să zici. Uite, se duc la mine acasă, zi-vă pe hartă, se duc la mine acasă. Te duci și le spui că m-ai văzut și i-a demeriști în pădure aici, știi? Îi tragi în pădure. Da. Te duci și urli, ajutor, l-am văzut că a scăpat. Du-te repede, că sunt la casa mea, îi văd. Mă duc să-l lăsați pe clorna. Oh my god, e grav, ok, unde era tunelul acela pe care l-am găsit cu clorna? Era pe aici, parcă, tunelul. Să-ți găsesc tunelul ca să mă duc să-l salvez pe clorna. Trebuie să fie pe undeva pe aici, trebuie să găsesc repede. Mi-a scris clorna să-l ajut. Acum vin clorna să te ajut, frățioare. Frățiorul meu, clorna, unde ești? Ok. Unde este tunelul pe care l-am făcut cu clorna? Mamă, să o mici repede că poate vine. Oh my god, nu vine nimeni. Era undeva pe aici, pe lângă apă, dacă mi-aduc aminte bine, pe lângă râu. Ok, nu vine nimeni, sunt toți plecați. Dimă, uite. Ok. Ok. Dar cine a făcut? Oh my god, nu pot să. Ok, trebuie să sap, că e grav. Ok, n-am. Repede. Ok. E bine. Nu pot să cobor. What? Gata, reușit. Ok, clona. Sper că nu vine nimeni, nu-i văd pe hartă, nu mai pot să-i spionez. Clara! Ai grijă, că nu știu, om, primarul pe acolo, ai grijă. I-am văzut, ok, vină cu. Ce trape? Ai grijă că umbla primarul pe aici și mi-e frică să nu fi pus ceva. Ok, clona. Șmecherul. Da. Puneți asta. Stai. Ia asta. Aoleu. Ia puneți asta să nu te recunoască. Și ai zis că o să colaborăm, eu te ajut, clona. Pune și hainele astea, să nu te cunoască nimeni. Și gata. Și aici o să închidem cu iron. Stai. Bun. Gata. Haide, clona. Ok, stai. Stai să închid aici, să pară că nu e tunelul. Ok, mergi ușor și ai grijă. Bun, clona. Aici am săpat eu ca să putem să trecem. Merge și poate facem un plan, nu putem să revenim în oraș momentan. Suntem banați momentan. Normal, trebuie să fugim. Trebuie să ne ascundem undeva, să facem o mică bază. Stai. Cred că îi văd. Ok, vine cineva. Ok, vino repede. Și mergem pe shift, când urci shift. Ok. Haide, Clara. Haide. Fuga în pădure, hai. Suntem ok? Cred că suntem ok, clona. Nimeni nu. Ok, nu ne urmărește nimeni, nu? Sper că nu. Nu. Trebuie să fugim puțin mai în față. Uite, nu prea am multe materiale și chestii la mine, nu mi-am luat nimic de acasă. Exact. Nu prea mi-am luat nimic, trebuie să... Facem ceva. Ok. Trebuie să prevețuim minim 2-3 zile până când se mai calmează. Minim. Trebuie să-i spionăm, trebuie să punem camere, trebuie să punem multe chestii să spionăm, să observăm ce se întâmplă când lipsim noi. Oh my god. Trebuie să angajăm, ok, mafia mea, cei care stau alături de mine, încă poate să ne susțină, să mai chem să ne ajute, dar momentan să ne descurcăm cum ce putem. Okay. Exact. Așa, asta este. Deci mergem în pădurea de apropiere și de acolo ne facem o mică bază sub pământ să ne ascundem. În pădure. Bun. Pune-i domn primar, mă, ce? Da, e greu, de ce ne-ai arestat degeaba? Ce-am făcut noi doi? Dacă gândește când vine înapoi polițaiul ce o să facă? Vai, mamă, e totul coruptul ăla, nu mai suport, sincer. Deci nu mai pot, nu se poate. Problema este felul următor, Clorna. Da. Am fost arestați pe degeaba, am fost bătuți, am fost închiși și abuzați full, fără nicio milă. Full! De către poliție și de către full, primar. Full, fără milă. Și problema, la și la burtă și la musteață. Problema următoare mai este că, fii atent, Clorna. De fapt nu e o problemă, e de bine. Nu știu exact cine ne-a ajutat, cine ne-a pregătit un tunel, ai văzut? Da. De cineva au pregătit tunelul ăla, e foarte ciudat. Da, cine ne-a pregătit tunelul să scăpăm? Era plănuit deja. Uite, aici vreau să stăm pe plajă. Ia. Bun. Ai lopată? N-ai lopată, nu? Stai aici. Ba da. De fapt stai cam, vino după mine, stai aici ca să coborăm amândoi. Uai, cât ai. Astupă deasupra. Ha! E lopată de tank! Nu, așa de asta. Bravo! Lumină! Am eu. Capul meu! Bun, coborăm! Ține-te bine, Clona, coborăm! Bun, 3, 2, 1, buldozerul!
Bulldog! Merge, 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 merge! Aaaa! E bine, e bine, e bine, Pinocca, Pinocca! Ticiarul! Ești bine? Da, 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 da! Ok. Ok. Vino aici? Aici o să locuim noi, suntem foarte adânc. Ar trebui să fim în siguranță. Este spatele tău. Ok. Chidem aici. Trebuie să ne pregătim de alea securizate, să nu poată să vină nimeni. Uși, cu cheie, toate chestiile. Nimeni să nu intre nimeni, mă, bă, nimeni. Deci nu trebuie să intre nimeni. Ok, eu să-i dau mesaj lui Jakey să vină aici la coordonatele astea, vedem dacă poate să ne aștepte cumva. O să-i zic acum. Ok, ok. Va pleacă, e suspicios primarul. Ce-ai spus? Să ai grijă, să ai grijă. Jakey era cu primarul, mai ții minte că l-a pus pe Jakey să fie cu primarul să ne țină. Dacă da, asta e și ideea. Că pleacă, poate e suspicios. Da. O să-i zic Oanei, că și ea ne ajută, o să-i scriu acum. Exact. Acum mai dau mesaj. I-a scris Oanei mesajul să vină să ne ajute, hai să vedem. I-a scris, vină să ne ajute la -520. I-a dat mesajul cu coordonatele. Vedem dacă poate să vină, trebuie să vină de urgență. Pentru că în oraș e jale. Mă, câte tunele sunt, mă, uite pe hartă. Mă, noi avem o civilizație sub oraș, știi câte tunele sunt. Ce e asta? Da, am văzut, e bolunzeală. What? Nu știu, insati. E bolunzeală full. O mină. Deci o mină, da. E bolunzeală full. Ce putem face ca să ne întoarcem să fim ok? Revin. Așteptăm pe Oana momentan. Trebuie să ne pregătim. Da, 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 trebuie să ne deghizăm prima oară, să nu ne cunoască nimeni în oraș. Dar rămânem cu măștile. Pe noapte, zic eu, pe noapte. Când dorme toată lumea, atunci trebuie să merem, dacă e să ne luăm ceva din oraș. Nu mai atunci, fii rest nu putem acum. Trebuie să dăm vina pe altcineva, asta e planul. Deci trebuie să invinovățim pe cineva. Da. Ca am emoții. Exact, bun. Și să zic că ne-a capturat și că el ne-a pus sau ceva genul ăsta, să zicem, să facem o poveste. Zic asta ar merge. Facem. Bun. Perfect, domnul Santi. Perfect. Mă, să vină doamna Ona să ne aducă. Așteptăm. Bun. Sunt curios când vine. Eu zic că... Pe cine ar fi cea mai bună să pune vina, domnul Santi? Pe cine? Trecea care nu e cetățean de onoare, cineva riscant, știi? Normal. Oare cine? Domnul Fonzo sau Caluga? Sau cei noi? Toți ar merge. Mamă! M-ai strigat? Da. Putem să spunem că ăia noi ne-au amenințat și ne vor afară din oraș. Și de asta trebuie să ne ducem mai să fugim, da? Deci că ar fi o idee bună sau să mai stăm pe aici prin exilare? Da, mai stăm o perioadă, dacă să mergem înapoi să ne primească înapoi fără nicio problemă, știi? Ok, fii atent, am o idee. O să... Fii atent, asta e o idee foarte bună, cred eu. O să ne legăm unul pe altul undeva de un scaun. Ne legăm amândoi. Ia. O să ne dezbrăcăm full ca să pară că l-au luat și hainele de pe noi tot, să nu avem nimic. Și o să punem pe Oana să ne găsească ca și cum ne-a găsit random. Oana îi va spune lui Jakey, perfect. Jakey va raporta la domn primar și chiar va merge povestea în care am fost răpiți. Exact, perfect. Da. Clara! Da! Nu cred că vine nimeni, că stăm efectiv de două zile aici, nu vine nimeni! Nu mai pot, mă, mi-au crescut barba, băi, Zanti! I-am dat și lui Jakey și Oanei, nu vine absolut nimeni! Doamne, Fede, dar cât imposibil să nu vină! Nu se poate, dar ce? Ai, trebuie să facem noi ceva atunci, pe cum propriu suntem în Sanity, tu-ți dai seama și... Okay, dacă și cu echipierite din mafie nu vin, atunci nu ce? Nu știu ce s-a întâmplat, au fost captați că ei n-au răspuns! Trebuie să ne descurcăm! Trebuie să ne descurcăm, neapărat! Deci... Care-o fi planul? Bun. Bun. Toată lumea spune... Că... Stai să mă gândesc. Ok. Ce-ai spus? Da. Domn primar știe că, că eu te-am bătut pe tine, da? Pentru că asta ai spus tu lui. E perfect și poți să mă duci înapoi ca prizonier și că m-ai prins. Și eu o să-i zic că fac muncă în folosul comunității, că n-am cum să plătesc cu toate diamantele pentru amendă, ok? Da. Că e perfect așa și poți să intru înapoi și la rândul meu o să mă descurc eu, bun? Hai să mergem repede. Hai. Bun. Deci te prind, deci fii atent, am o idee mai bună. O să facem spară real, fii atent, da? Da. Mergem spre oraș și tu fugi și o să ții după tine. Stai, exact. Știi? Exact așa. Da, să pară full real. Ok, căsăpăm. Da. E foarte grav ce se întâmplă aici, dar să nu ne iasă, dar merită încercat. Poate. N-am văzut ce să facem acum. Am ajuns? Dacă nu vine nimeni pe noi. Da, nu vine nimeni, se naște. Vine Jakey! Unde? Uite-l! Sau? Da, e Jakey a venit! My God! Nu pot să cred că ai venit! Sifule, da. Salut! În sfârșit! De 3 zile! Oh, bă, de 3 zile așteptăm aici, am peștera pixel! Hai nu, mai vin! M-am consumat repede! Hai. Bravo, boss! Ok. Mamă, ce mai aici? Aici am trei noi, 3 zile și 3 zile! Cu ce mâncare ne-a mai rămas? Am
adus mâncare. Mai avem oricum, mai avem, dar mi-a era să rămânem fără. Nu pe toată, nu pe toată. Da, da, da. Mai am o grămadă de mâncare, eu sunt ok. Da, a trebuit să mâncăm doar ce avem. Care-i planul? Așa, mersi. Deci planul e că Jackie ne-a găsit legați în pădure, da? De un scaun. Nu ăla, nu ăla vreau să fie. Bun, 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 bun. Deci, îl punem în acțiunea asta. Revenim la planul inițial. Noi noi suntem startul la planul B, dar fiți atenți. Domnul primar a vorbit cu mine și a zis că are foarte mare încredere în mine și se gândească dacă o să mă pună la bodyguardul lui. Deci vedeți că sunt destul de infiltrat. E bine. Perfect, perfect, perfect. Să ajut ca lumea rău de tot. Bun. Da. Deci fii atent, du-te acum. Adu-l aici pe primar și noi o să ne punem niște scaune și ne legăm de ele. Da, să-l aduc aici? Da, du-l aici, da, da, știi da, că da, ne-ai da, găsit da, da. În timp ce căutai. Oi, da, 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 da. Du-te, du-te, du-te. Vai, dar ce ați pățit? Când ai ajuns, Oana? What? Cum am ajuns? Am fost reținut, au spus că am mințit, că... Dar ce ați pățit aici? Am fost capturați! Ne-au capturat! Vai, și... Să nu... Și unde sunt ceilalți? Fii atentă, să nu pui probe aici, să nu-și dea seama că ai fost aici, că o să vină domn primar și o să zice că am fost capturați de altcineva. Ok, ok. Să scăpăm. Deci fii atentă, Oana, du-te și tu și zi, da, 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 i-am găsit și eu, știi? Te spui lui domn primar. Ok, 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 ok. Te spui că e grav, că a sângerat clor, n-a, că eu am vomitat. Ce zici, clor, o să meargă planul? Eu cred că o să meargă planul, mă, voi, bolus. Suntem legați de tavan. Opa, opa. Ioana, Ioana, Ioana. Da, e bine, e bine, e bine. Ce-i pățit clona? Da? Ce se aude? Am auzit pași sus. Oh my god. Am auzit pași sus. Serios. Oh my god, unde? Da, uite. Îi aud, îndepărtare. Îi aud că știi. Uite, uite că vin. Dezvoltate. I-am văzut da, exact. Uite. Omul s-a oprit. Șaș. Ajutor! 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 Ce se întâmplă? Te legat de tavans! Gata, gata! Te legat de tavans! Te legat de tavans! Zâmbiți repede! Nu ne facem poză! Opa! Gata, gata, eliberați, eliberați! Ioi! Ce bine! Sunteți bine? Ioi, mai amulați! Ioi! E legat, domnule, cu Sanity! Mai trăiți? Ne-au pus pungă pe cap! Ce lucrație asta? Domnișoara, oh Oana! What? Dânsa v-a sechestrat aici? Nu, 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 nu! Nu, ea ne-a găsit cu Jakey! Da! Ah, ok, ce e aici? Nu știu cine ne-a luat să dăm pe camere! Pe cap! Ne-au pus pungă pe cap și ne-a dus aici, nu știm cine! Deci nu știu, ne-au luat de pe spate, ne-au bătut pe cocoșă! Ne-au luat tot, ghiozdane, mâncare, apă, mâncare, suc, tot ne-au luat! Îți deshidratat, domnul primar, nu mai văd bine. Vrem apă, vrem mâncare. Ce părere aveți? Luați de aici, luați de aici. Oi, mulțumesc foarte mult. Vreau mâncare. Vreau mâncare. Uitați, domnul Chisalit, ia apă. Ia și mâncare, ia. Mulțumesc. Mulțumesc. Domne feri. Opa. Vreau și una de nas. Cine a făcut asta? Da, să luăm lanțurile și să testăm de amprente sau? Da. Da, 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 eu zic că e de bună. Da, am eu lanțurile, am și poză. Vreau să văd soarele că stă aici de 5 zile, cred. Poza asta. Ia să vedem poza! Ia vedeți! Ia ce poză e, ce poză e! Băi bune! Da, arată ce Sanity! Uitați, uitați! Ia! E bună, e bună, e bună! Băi, mi se vede limba urât! Spun... Da... Cât timp domnul Clona era dumneavoastră aici, domnul Benone a reînviat! What? Nu cred! A reînviat Benone! No, what? Ce gluma asta? Nu, 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 glumea, glumea! Ce gluma asta? Haideți să plecăm de aici să discutăm! Haideți să plecăm de aici! Haide, haide, am vrut să-l fac fericit pe domnul Clorna. Aoleu, mulțumim de ajutor, domn primar. Deci, nota 10, păi ce primar bun Jakey. Ăsta, boys. Cel mai bun primar din oraș. Domnul... Aia, lasă pictos. Bun, deci vă voi aresta din nou, domnul Clorna. What? Ce ați fost sequestrat? What? Ce-am făcut eu, Kim? Eu nu mai înțeleg nimic. Deci, haideți să vă explic. Eu m-am întors la închisoare ca să vă eliberez. Și nu mai erați acolo. Da! Cum da? Da! M-am zis să stați da. Acolo! Am stat acolo și am auzit că s-a făcut cineva sub pușcărie! Exact! Deci, au fost doi mascați, deci mascați voi,
Și ne-au obligat să se vadă așa în Santi. Așa este. Ok. Doamna era un tunel deja făcut. Mascat, ne-au obligat să-i vadăm și până când ați venit de asta înapoi ne-au dat arme una alta și noi ce era să facem? Toți erau împotriva noastră și noi nu am tras primii, eu am tras primii cetățenii. Nu se poate așa ceva, e inacceptabil. Domnul Clona, da. Stați puțin că trebuie să trag un pui de somn. Ca obosit. L-a apucat somnul în pădure. Trebuie să trezirea! Mă odihnesc puțin. Așa, 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 am mai multă energie acum. Da. Haideți să mergem înapoi spre oraș să nu ne atașe cineva pe aici în pădure. În direcția asta, domn primar. Drumul, că nu mai știu. Pe aici? Da. Ok, ok. Pe aici. Domnul Clora, sunteți foarte periculos. Da. Eu nu înțeleg care minte, care spune adevărul. Mai pot. Aveți arme la dumneavoastră? N-am luat tot. Îs jerpelit, îs în... Nu mă supăr, nu vă supărați, în... Îs gol, despre mai pot. Bun, criminalul era mascat sau? Erau mascați, erau doi. Mascați? Da! Da, mascați, erau băgați cu haine să nu vedem cine sunt. Exact, ne-au dat arme și au zis, scăpați acum. Unul din ei avea voce de fată? N-au vorbit deloc. Deci, asta e faza, că numai prin mesaj au vorbit. Dădeau din cap, da și nu, și dădeau like-uri. Exact, exact. Da, văd că mă uit pe camere și sunt niște oameni la primărie. Da? Cine? Opa! Da, sunt niște oameni la primărie acolo. Cine este? Hai să mergem să vedem. Trebuie să mergem să vedem. Repede! Deci bun. Să mă eliberați, domn primar, am așteptat, serios, eram acolo. Era sugrumat acolo, la grumaz. Deci, mi-a intrat aia, boys, nu se poate! Mă, dar adevărul e că okay, domnul Clora chiar a slăbit puțin. De 5 zile, cred, acolo. Nu știu că nu-mi da seama de timp cât a trecut. Da. Deci... Estimez doar. Praf de pește era mâncat, boys. Ce bine e? Dacă nu-l cunoașteți. Deci am ajuns acasă. Ai. Nu știu, trebuie să avem grijă. Da. Înseamnă că sunt doi nebuni și trebuie să fim foarte atenți de acum. La prima mișcare greșită. Mafie, unde e poliția? Dar de ce n-avem poliție, domn primar? Că mi se face rău. Uie, e poliția. Nu știu, domnul. Vrem poliție. Nu știu ce face. A murit de ziua lui Nociu. Ai. Mamă, cât poate să doarmă bărbat. Păi la casă să-l trezim. Bun. Cât mai doarme? Deci Da. Eu să mă gândesc puțin cum să procedez. Exact. Nociv! Trezire! Nociv! Îi dăm foc la casă? Da, pare să trezește așa dacă e ar de casa. Nu. Bun, haideți la mine aici. Haideți să discutăm, să vedem ce se întâmplă. Da. S-a trezit, Nociv! S-a trezit! Domnul Nociv! A funcționat! Lăsați-l câteva minute. Da, exact. Lăsați-l câteva minute, că domnul Nociv e mai greu, așa e mai bătrân. Exact, explicați-mi ce s-a întâmplat. Bun, încep eu sau domnul Insanity? Dumneavoastră, domnul Clorna, că erați la celulă. Eram în pușcărie, tot era normal, da? După câteva minute am și eu un coechipier de pușcărie, domnul Insanity, nu vine să cred. Voi ați plecat din pușcărie, vorbați acolo, ați plecat pe celălalt și dintr-o dată auzim. Ce s-aude, Insanity, am zis eu. Okay. Bum! Era cineva sub pușcărie, domn primar. Nu se poate așa ceva. Și încet, încet, o venit sub celălalt noastră. Spune, Insanity, pe tunel, exact. O făcut tunel și ne-a zis, haideți acum, dădea din cap să venim repede. Și noi speriați, ne-am dus, aveau arme, vede tăte, noi nu aveam nimica. Am fost foarte stresați și speriați, am zis că hai să mergem. Ne-au dus acolo în beci, ne-au dat să bem ceva poțiune magică, am fugit ca moima. Și poțiune. Opa, da, am ieșit afară, am dat arme, ne-am bătut cu concetățenii, ne-am prins din nou. M-au scăpat iară și când m-au scăpat pentru că m-ați prins din nou, mi-au dat peste cap. Și m-am trezit în peștera aia legat cu Insanity. În stânga dumneavoastră, spion. Întrebare, ce doamne iartă-mă e asta? Păi, bine dumneavoastră, nu știu. Ăla sunt eu. Ce caut asta aici? Ăla sunt eu. Am o poză mult mai bună, ce ziceți de aceasta? Păi, dă-o jos! Dă-o jos! Ok. Bun, am înțeles, deci cineva va convi... Adică de ce v-ați dus cu dânsul? V-a amenințat cu arma? Ne-a pus cuțitul la gât. Deci a doua oară când ne-a prins,
De exact, mie m-a dat peste cap și am leșinat și m-am trezit în peștera legat din Sanity. Verificați piciorul lui Clor, na, că i-a dat, l-a călcat pe picior. Exact. Uite, uite. Dați-vă picioarele murdare jos. L-a călcat. Mă scuzați. Da, da, da. Deci Insanity nu știu ce s-a putut bun, deci nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Trebuie să mă gândesc puțin. Deci avem alt criminal liber în oraș. Trebuie să dați misiunea domnului polițist Nocivanu. Se ocupe de caz. Exact, exact. Că nu am curaj să haideți mai fac ceva. Haideți, haideți. Hai să regăsim pe bătrânel. Haideți cu mine, veți fi arestați amândoi la închisoare. Ce? Da ce iară? Păi de ce? Haideți cu mine. What? Nu, dar nu se poate așa ceva. Păi trebuie să ne întoarcem de unde ați plecat. Păi dar ce am făcut de ne-ați băgat? What? Haideți cu mine, haideți cu mine. Iar la pușcărie? În Ohio? Nu iară pușcăria din Ohio. Unde este domnul Clorna? Eu sunt cetățean model, eu am venit. Domnul Clorna a fugit. Domnul Clorna! Are, avem, am trei marfă. O să stați în pușcărie mult timp să mâncați. Ce cod o fi? Nu-i pune mâncarea aici. Domnul Chisanity. Pute mâncarea, da, pute mâncarea. Unde? Nu, haideți aici, aveți. Iubesc celul ăsta. Haideți, haideți, domnul Clorna. Și aci, dar nu aci, haideți, domnul prima, Clorna. Eu nu-mi place rozul. Ba da, ba da, ba da. Deci, veți rămâne aici pentru o perioadă scurtă de timp, până discut cu domnul Nocivanu, să vedem ce părere are și dânsul, ok? Ok. Da, domn primar, de ce ne-a deja auzele aici? Pentru că cealaltă celulă, pentru că ați evadat, nu mai ai nevoie de jaluzele, gata. Veți rămâne în această celulă, cealaltă are... Are un șanț ceva. Bun, stați să-l găsiți pe domnul Nocivanu și revin. Găsiți-l, okay. Repede, o să vină justiția. Putem discuta după. Nu acum, că am niște treabă. Deci, domnul Nocivanu, da. Haide-te aici pe canapea cu mine. Să stăm ca prietenii. Exact. Domnul Nocivanu... Cine urmărește tot orașul? Are... Păi... E film? Asta e show-ul orașului, practic. E film. Okay. Ok, domnul Nocivanu nu este gata, din păcate, trebuie să-l aștept. V-am spus, este mai bătrân și se mișcă greu. Aiurea! Bătrânelul, boi, s-a hai să dăm drumul la calculatorul ăsta să vedem ceva pe el. Hai să vedem. Hai, trăiește viduri până vine Nociv. Haide! Dă-i mă play! What? Iată-n Clorna, vezi că poți... Te-ai masă, Clorna! Clorna! Nu se poate! Clorna! Lasă prăstia aia! Vezi că am pus eu un videotare de tot de acum. Da, am ieșit, lasă-mă în pace. A, mă să fac și 10 abonați, intră să ne uităm. Mai nevoie de unul. Ai deja prea mulți insanții, lasă-mă. Mai nevoie de unul, să fac 10. Vreau să uităm la film, gata. Te mă la video-ul meu. Uite, Skincraft partea 1. Wow, ce, wow, ce tare. Hai că dau la video-ul tău, nu. Hai să vedem ce video ai tu, hai. Dai, dai, dai. Gata, ia. Ce video e asta? Haide. Deci dacă îți place. Asta e videoclipul ins... Bă... Ce... Ce e videoclipul ăsta, Insanity? Nu se poate așa ceva... Nu-ți place? What? E fascinant... E mișto? Nu îmi vine să cred... Secrete din Ban Ban... 40! Da! Ce? Eu le-am făcut! Le-am găsit pe toate! Ban Ban 5! A apărut! A apărut deja! Da! Place? Nu îmi vine să cred, boys! Merită ce abonați! Ce DSN schimbi devine în viața reală? Patru! Wow! Wow! Să nu vadă Jakey, că nu îi place. Ai grijă, Jakey, ai grijă. Uite, e fil pentru ei, tortura noastră. Da, eu am dat dislike aici. Nu. Bă, de like! Păi, cum să dai dislike? Like să-i bubuie capul lui Jakey. Hopa! Bă, dați like. Ce e asta? Primul meci de Fortnite câștigat Insanity 2000 cât 18. Bă, nu sunt eu ăla. Aici nu mai e geam. Bă, cine a spart aici? Domnul Clorna a spart geamul aici? Da. Nu, nu, a dat un cap, a dat un cap în el. E tot așa ca pac, bam. Eu. Așa, așa. Yes, boss. Ok. Bun, domnul Nocivanu mi-a spus că trebuie să mai așteptăm 5 minute. Bun, mă, mai așteptăm. Ce se întâmplă, mă, acolo? Ăla-i Nociv? A venit Nociv! Nocivanu, treabă nu aveți. Vă chema mine acasă și plecați altundeva. E ăla? E ăla? Ajută-mă! Bătrâne!
are capul cu dumneavoastră. Bătrâne! Înțelegeți de ce v-am chemat? Veniți după mine. Ok. Veniți după mine, veniți după... What? I-a mețit cumva nociv la muncă? What? I-a mețit! Salut! Cum e la închisoare? Lucky? Cine sunt care e Lucky? Pleacă-mă Lucky de aici. Nu e scută urât. Ia uite mă, Uli. Uli. Ajutor. Unde e domn polițai? M-a băgat la închisoare. Am venit să-i ajut cu... Am venit să-i la televizor. Da. La echipa de noi din... Bine. Ce, mă, bani 7? Când a apărut, mă? Da, niște. Asta? Cine vine? Nu, puteți să vorbiți, Ah, ok. Vine Nociv. Am emoții când îl văd pe Nociv. Da, clar. Domnul polițist a sosit. No. Salutați-vă cu criminalii. Ce se întâmplă aici, mă, criminalilor? Deci avem așa. Ce-ai mănăsos? Oana, Clorna și Chisanity. Ce-ai mănăsos? Okay. Vreau să știu de ce Oana e zachisă. Am fost băgată pe nedrept. Pe nedrept? Oana este... M-ați întrebat și dumneavoastră de domnișoara Oana ce-i drept. Ați văzut, am văzut, da. Și doamna Oana se dă foarte aproape pe lângă dânsii Chisanity și Clorna. Deci nu știu care e legătura dintre ei. Îmi este foarte milă de ei. Da, am înțeles. Sunt rănit, sunt... Această poză. Da, aici este într-o altă viață. I-am aflat fratele meu Geamăn, de fapt, mai bine zis, când era închis la închisoare, da. Domnul, haideți puțin cu mine, domnul Civanu. Domnul, dar ce polițiști. Aceasta este închisoare de băieți premium, vedeți ce scrie. Intrați aici, doar eu și domnul Nocivanu. Doar eu și domnul Nocivanu. Scoate-ne! Stați așa. Imediat o să vă scot, stați puțin. Imediat. Deci, uitați-vă aici, domnul Nocivanu. Opa! Salut, ursuleț! Ursulețu! Nu te uita la Oana! Ce te uiți la ea? E la baie! Da! Trebuie să port o discuție doar cu ei, așa că vă rog să eliberați puțin. Doar domn primar poate rămâne dacă dorește. Testați codul. În rest să eliberați, vă rog, celula. Celula. Ok. Celula. Ce a zis, mă, Nociv? Mă, care mi-a... Bun, ok. Bun. Bine v-am găsit, dragii mei prieteni. În sfârșit ați ajuns după gratii. Clorna, la tine nu mă așteptam, dar se pare că mi-ai înșelat așteptările. N-am făcut nimic. Admir construcția. Ok, avem niște dovezi aici, așa, conform cărora Clorna și Insanity dețineți arme complet ilegal. Ma, pentru că adică? Eu nu am eliberat permis de port armă. Cum adică ce? Ce dovadă ia? Unde? Ce dovadă? Stați-mă un pic, că vă arăt acum. Da. Dacă îmi dați 2 secunde. Hopa. Ce dovadă are, mă, ăsta? Uitați aici, domnul Chisanity. Ia, mă, ce dovadă. Puteți vedea frumos proba, să nu cumva să existe interpretări. După care să-mi dați un pic poza înapoi, să-i o prezint și domnului Clorna. Se vede pixelul albastru, e fake. Am văzut poza. Da, e foarte fake. Se vede pixelul albastru. Este falsificată? Da, e 100% fake. What? Se vede că e falsificată. Se vede clar că sunt prizonieri acolo. E pixelul albastru. Nu. Bun, și domnișoara Oana, sunteți în închisoare pentru faptul că ați călărit un câine și ați mai și atacat de pe el. Ce? Nu, îl urmăream pe Clorna. What? Pentru că vreau să-l ajut. Eu nu aveam armă în mână. Dar ce e aia? E o jucărie. Jucărie. Da, mă, deci tot sunteți de treabă și nu faceți nicio ilegalitate. Are o sabie. Da. E de jucărie. N-ar okay. Să fie sabie. Polițist corupt. Vreau să returnați. Polițist corupt, da, bun. Deci, în afară de Chisanity, voi doi puteți să plătiți o amendă de 50 de diamante. Iar domnul Chisanity o să aibă o altă discuție cu mine. Ce faci, Clorna? Din greșeală la chiuveta în mână, serios. Bun, 50 de diamante amendă acum, dacă vrei să fii liber. Dar ești eliberat condiționat, o să revii la discuții. Acum plătesc două primari, nicio problemă. Hopa. Chisanity. Da. Uitați aici, domn primar, uitați aici. Uitați aici, domn primar, plata. Bă, ce-a bubuit? De ce încerci evadare cu mine în celulă? Doar cum se vezi, chiar altă celulă aici, cum adică? Ce evadare e aia? Păi și de ce-i spart? Că am auzit că-i spart ceva. N-am spart nimic, așa era. Dădeam așa la mișto. Aha. Cum să-i vadeți de altă celulă? Au plecat. What?
Ok, s-a evaporat. Vicenity, domn primar, ce se întâmplă? Da. A fost deci, o bubuitură afară, dar nu știe nimeni. Deci i-ați eliberat. Exact, exact. Nu i-am eliberat. Am crezut că dumneavoastră l-ați eliberat. A ieșit după mine. Fiți atent. Domnul Clorna, a ieșit după mine. Deci Clorna și Ioana, am plătit amendă, am plătit... Cum evadezi de aici? 50 de diamante, 50. Da? Domnul Clorna, repede, cine vorbește? Repede! Are înviat repede. Domnul Benone. What? Benone! Benone, ăsta-i... Mamă, încă două zile de acum până vei putea fi eliberat condiționat. Voi nu, două zile. Plătesc. Plătește. O să plătesc. Ok. Clarna. Bun. Da. Oana, din păcate, îmi pare rău, liber, trebuie să te reîntorci în celulă dacă nu plătește nimeni. Ok, Chiosanity e rău momentan. Sunt nevinovată. Ok. Spune că este nevinovată. Oh my god. Ați scăpat! Aveți pâine sau ceva? Bravo, Clora boys! În sfârșit! Mamă, nu mai pot! Mă duc acasă să mă relaxez! Mă voi te pup! Da, du-te acasă, la somn! Special și sunt gata să mă duc la domn primar să-i arăt ceva super, super! Hopa! Criminalii în centru de box ilegal! Mereu să-i arătă lui domnul Civanu! Suntem alături de un nou membru oficial, Omul! Salutare, Omul! Salut. Hai să mergem la domn primar să te prezentăm și să arătăm poza. Alo, de ce Ștefan, mă vezi? Gata cu prosteala, ne Ștefan. Ne duc palma. Ce? Unde e domn primar? N-am niciun habar. Aici, la el acasă. Niciun habar n-are. Dormea, nu mai știu. Unde e domn primar? Dar unde e Nociv? Bună ziua, păi dragi făcut-o. Păi de-abia ce i-am făcut-o. Ce faceți? Bună ziua. Domn polițist de la voastră răstrată, stau aici un glonț. Ce ești tu? Da, domnul Chiosanity, sunteți legat în momentul ăsta, veniți la mine. Păi de ce boss? Hai, ce haideți cu mine, domnul Chiosanity. Haideți. Păi de ce boss? Mâncați-ași limba aia ta, hai un pic cu mine, hai. Și să mănânci, mă, tu. Limba. Hai aici, Chiosanity, hai. Eu vin, dar s-a întâmplat. Cu limba aia scoasă din gură. Vă rog să plecați de aici. Am ceva treabă cu domnul Chiosanity. Ștefan, poți să rămâi? Opa. Hai, intră în casă, Chiosanity. Dar de ce am auzit că s-a tras? Lucky, fără întrebări. Lucky, fără întrebări. Bine, bun, polițistul. Bun, domnul Chiosanity. Da. Stați acolo, domnul Ștefan, să nu intre nimeni în casă. V-am văzut în casa mea, stăteam și eu liniștit, îmi făceam siesta de dimineață și ai început să-mi spargi prin casă, mi-ai spart geamul și te dai cu pumnii în mine. Hopa! Ce părere ai despre asta? Nociv. Am ceva grav să-mi spun, tocmai te căutam să-ți arăt, dar tu nu știu ce tot faci. Și pentru asta spargi geamurile da, și îmi distrugi casa. Da, n-am fost eu, de asta vreau să-ți arăt, că am ceva super important să-ți arăt, domn polițist. Păi te-am văzut, cum adică n-ai fost nu, tu? Păi lasă-mă să te explic, că tu nu înțelegi. Ok, spune-mi. Poți să explic? Da, ascult. Cineva în orașul ăsta mă iubește și mi-a făcut o mască cu fața mea și o poartă, distingând skin-urile în oraș. Sunt foarte multe skin-uri distruse și poartă o mască cu fața mea. Da, deci culmea, exact cu fața ta. Păi normal că sunt vedetă! Domn primar, intrați un pic, avem aici un caz deosebit de grav. Avem un caz deosebit de grav, îmi cer scuze că n-am venit la întâlnire. E foarte grav, domn primar! E foarte, foarte grav. Deci, domn okay, primar, okay, am început și eu ziua frumos, mi-am început siesta. Să plece aia! Așa stăteam liniștit. Plecați un pic, vă rog, la distanță. Domnul Ștefan, eliberați de la jurul casei, că nu auzim. Oh my god, deci, e grav. Sunt prea multe vorbe aici, din păcate. E grav. Oh my god. Bun, deci, stăteam liniștit, dintr-o dată îl văd pe Chiosanity în fața mea. Cum? Fața mea! Încară pumne așa în continuu. Și distruge casa, după care sparge geamul și fuge din casă. Și eu am un geam spart. Tare. Ce foarte eu? Tare. Cred că avem un vinovat. A, și tu. Dar păi spune Chiosanity. Domn primar, ți-am spus și dumneavoastră că i-am spus și domnului polițist. Este foarte grav ce se întâmplă, domn primar. Am ceva foarte grav să vă spun. Ei bine, cineva în oraș mi-a făcut foarte multe poze din profil, de la spate, mă urmărește prin oraș și a făcut o mască cu fața mea. Deci cu fața mea oficială mi-a făcut mască. Și o poartă. Adică nu și el face... a venit și a spart tot. Cineva corect, se dă dreptirea, asta vrea să zic. Și vreau să vă arăt și ceva. Eu sunt, wow. Eu lupt pentru dreptatea orașului. Și uitați ce am aflat.
Unul la mână. Ia să vedem. Cu echipierul dumneavoastră de la poliție a spart skinul lui Fonzo, cetățeanul, și am făcut poză. Un pickaxe în mână. Ok. Da, păi asta dovedește doar că are un pickaxe în mână și că este pe terenul lui Fonzo. Da, am apucat să-i fac poză când s-a spart, dar o să zic că restul cetățenilor... Ștefan, numai puțin. Acum tu apără momentan zona, după care discut cu tine. Bun, spune Q-Sanity. Bun, și pe lângă asta am aflat unde merg toți cetățenii orașului noaptea la 3 dimineața. La 3 dimineața? La 3 dimineața, core, când tu dormi ca bătrânul și Rafael este plecat din oraș. Fix atunci, okay, noaptea târziu. Ce fac ei, spunem? Ia. Ia să vedem. Hopa! Wow! Ce avem noi aici, domn primar? Ia, aruncați un ochi acolo. Ia să analizăm. Ce este acea zonă și de ce scrie cu ilegal acolo? Da, l-am văzut pe Clorna acolo. O să le iau la întrebări imediat. Bun, opa. Domnul Q-Sanity, veniți cu mine, vă rog. Și așa, în direcția închisorii avem noi drum. Domnul Q-Sanity, sunteți arestat, practic. Ce-am făcut eu? Ești arestat în momentul ăsta și vii după mine. Haide. Păi, ce-am făcut Ștefan, eu? O să discutăm imediat. Momentan trebuie să arestez deținutul. Tu ai și tu grijă să nu fugă. Deținut deosebit de periculos. Domnul Q-Sanity, nu vă apropiați de el, vă rog, păstrați distanța, păstrați distanța, vă rog. E corupt. La o parte, la o e parte. Corupt, ajutați-mă. Deosebit de periculos, vă rog. N-am făcut nimic. Distanța, Fonzo. N-am făcut nimic, m-am luat pe degeaba. Domnul Cicivanu, o să vă arăt ceva mișto acum, la ce a lucrat primăria. Ok, mai puțin. Domnul Q-Sanity, aveți dreptul să tăceți din gură dacă vorbiți, orice vorbiți va fi folosit împotriva dumneavoastră. Dreptul pentru a nu vorbi prostii, să fii incriminat și mai rău de atât. Nu ți da mă îi pune drept. Domnul primarul v-a arătat ceva. Stați puțin, domnul Șivanu. S-a întâmplat aici ceva, da. Cine l-a lovit? A sărit la bătaie, domnul Akin. Akin, în momentul ăsta ești încătușat și vii după mine, haide. Vă ajut să nu iasă. Faceți puțină liniște să vă arate domnul primar noua tehnologie din orașul Skincraft. Ei bine, ușa închisorii era o porcărie de lemn. Avansăm și noi în secolul 25 acum. Okay. Ușa închisorii era o porcărie de lemn care nu funcționa cum trebuie pentru o instituție securizată. Așa că mai nou, ușa aceasta este cu cheie. Iar doar eu și domnul Nocivanu o să avem cheia. Exact, ați auzit foarte bine. Dați-vă puțin la o parte. Nu mai dat like și mă aristează și Nociv. Nu. Domnul Nocivanu, veniți la mine aici. Ok. Să vă înmânez cheia. Am făcut două copii. Hopa! Exact. Frumos, hai, Q-Sanity. Bun. Akin, în rest, nu intrați. De ce am făcut să intru la pușcărie? Că n-am făcut nimic. Bun. Pușcărie. Și la băiejale, nu! Intră, nu mai comenta! Domnul Ștefan, haideți înăuntru! Domnul Ștefan înăuntru! Intră, Q-Sanity, nu mai comenta! De ce Deci eu zic de un milion de ori ce trebuie să faci și tu nu mă asculti? M-a pușcat în picior! Sunt gloanțe oarbe doar pentru a simți un pic durerea. Uite sânge! Unde? Ia să vedem sângele, ia arată-l! Opa! Nu avem doctor, din păcate, dar... Q-Sanity, vină cu mine, nu ai dreptul să-ți alegi celula, vină cu mine, te rog. Am dreptul? Eu adere pe asta, băie, sunt premium. Nu ai dreptul, am spus, nu ai dreptul să alegi celula. Păi da, eu adere pe asta. Nu în asta, okay, nu bun. În asta. În momentul ăsta ți se dublează sentința dacă nu mă asculti. Domnul Șivanu, de asemenea, dar cred că știți deja, codul ușilor a fost schimbat. Îl știu, intră Q-Sanity. Bun. Ok, două secunde să le citesc drepturile, domnul primar, și după aia vin cu dumneavoastră. În primul rând, Q-Sanity. Tu ești arestat, dacă mai comentezi o să se tripleze sentința ta. Deci, în primul rând, ești arestat pentru că avem dovezile anterioare de zilele trecute în care tu și Clorna trăgeați ca nebunii în oraș. Asta este primul cap de acuzare. Și al doilea, că ați intrat prin efracție în casa mea, m-ați bătut în propria casă, ați distrus casa și ați distrus și geamul și ați fugit pe geam. Bun. Pentru asta veți sta în închisoare în timp real... 5 minute din momentul ăsta. Sunt blând cu dumneavoastră că stai la început. Akin, tu vei sta la fel ca domnul Q-Sanity, doar pentru că în loc să respecti regulile, ești un cetățean nou, tu începi să te bați și, apropo, am mai văzut că tu ai arme, așa că vom mai discuta legat de asta. Domn polițist, vă rog, ascultați-mă! Domn polițist! Ok, înseamnă că semănați prea mult. Ce îmi ruinați viața, efectiv, dacă îmi faceți asta, mi-o ruinați și n-am făcut nimic! Q-Sanity, tu ai și armă la tine, bucură-te că în momentul ăsta nu am timp de tine. Felicitări, Lucky. Ăsta este premiul tău. Ce? Căcuță.
Mă, ce s-a zis de mine? Ce premiu? Ce acolo? Domnul prim... Domnul primar, acolo, domnul... Cu ce mă urc? Ce se întâmplă? Ha? Hopa? Ha? What? Hopa! Se dorește o scăpare. Dar nu că asta, în celula asta nu stătea nimeni. Ia! Da, să stupăm așa și o să repare primăria. Bun. Bun, eu... Bună ziua! Făceam beatbox. Ok, deci primăria va instala niște garduri mai bine. În momentul ăsta, cine ești? Oh my god! Hopa! E cineva în închisoare. Oh my god! Domnul Ștefan, domnul Ștefan! Nu e nimeni, eu n-am auzit nimic. Cineva e în închisoare, deasupra. Ați auzit ceva? Insane, ai auzit ceva? Nu. Cred că a cântat Akin, cred. Vom face o scară temporară. Okay. Mi s-a părut a fi Clorna, dar nu sunt sigur. Clorna, Clorna. Domnul Clorna! Mă lăsă-o catarul! La presa viaiul! M-a prins în viaiul! Aș leși la ce vrei! Domnul Clorna! Stipați-mă! Exact, Ticai, nu se poate. Ticai, doamne. De unde din ceruri, a? Uitați acolo, aveți o gaură. Jos, ce se întâmplă aici? A dat ales, mama de alegat. Ați par bloc, ați par bloc. Opa, ați par bloc. Opa, ce faceți acolo? Să intru și eu aici să vedem. Opa, aleșina domnului Seriti. Aleșina domnului Seriti. Aleșina aici. Aolo, oh, săracu! E rău! Uite ce rău, e atât de rău încât o mâncat două blocuri. Vai, e rău! Vă rog, frumos, e rău! Ok, Ștefan, okay. Ștefan, în momentul ăsta stai în celulă cu ei și eu plec cu domn primar că avem treabă. Dar domnule, deja am stat deja 5 minute eu cu Akin. Nu contează, se mai stă. Domn primar, ieșiți, vă rog. Ce? Eu vreau diamante dacă mai stau aici. Vrei diamante? Aici stai! Aici e... Vrei diamante? Că stai la pușcărie? Aula e, domn primar, păi ce intenție avem doar 5 minute are. Sentință. Ștefan, uite-te un pic, vine în continuu omul orice aici și se uită la noi, adică nu mi se pare normal. Mă, nu e normal, se uită în continuu, mă sperie, m-a amenințat, uite-te un pic, uite-te. Și Basti n-are voie, zice de bloc distanță, vă rog frumos ajutor. Unde-i Chisenity? Unde-i Chisenity? Dar acum aveți o rău! Unde-i? Deci asta de ce e așa? E pentru că așa era de totdeauna, ce? Una, ce? E așa era, uite. Uite, Insanity doarme, ia uite-l în pat, ia uite-l ce doarme, dracu. Da, hai că doarme. Mă... Unde este? Nu! Arma apoi, domn polițist, arma apoi! Domnule, eu stau de mai mult de 5 minute aici, vă rog eu frumos să mă scoateți. Nu. Eu vă rog frumos să mă scoateți, deoarece eu stau de mai mult de 5 minute și atâta mi-a fost simplu. Exact, măcar pe Luchy scoateți-l, că mi-a mult de 5 minute, trebuie să-l scoateți. Încă nu am acces la care. Aaa, nu aveți acces la care, nu-i problemă. Nu-i problemă. Stați și eu aici. Mă uitam aici că era spart. Vă rog eu frumos, duceți-vă la două. Păi cum pot să ieși eu de aici? Păi, vreți să ieșim? Nu. Aaaa! 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 Oh my god. Aaaa! 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 Nu! Au! Au! Se trage. Se aude. Domn primar. Insanity! L-am văzut pe Insanity. E domnul Ștefan, haideți cu mine. Trebuie să-l ajutăm pe domnul Ocivanu. Domnul Chisenity s-a întors la pușcărie. Ce a fost întâmplat, domnul Chisenity? Am fost mereu aici acum, adică. Ce aveți? Da. Acum s-a trezit. Dormeam. Nu, că am fost în celulă. Nu. Convincinosul că dormeam. Și nu erați. Aici, uite. Domnul Ocivanu. L-am prins într-un copac. O sărit de acolo și a rupt picioarele și s-a respawnat aici. Deci s-a reîntors în pușcărie. Avem nevoie de spațiu, gata, închidem geamurile. Uitați, așa dormeam, uitați-mă, așa dormeam, de-aia nu m-ați văzut. Ieșiți. Deci, în momentul ăsta, vreau să vă eliberez pe toți. Să promiteți că o să fiți ok din momentul ăsta, da? Da. Dacă vă mai prind că faceți fără de legi în oraș, o să fie mult mai grav. Așa că vă rog, ieșiți. Și orice armă o aveți la voi, acum mi-o dați, pentru că altfel o să fie rău de tot. Eu sunt. Perfect. La mine. Insanity. Da. Vă dau arma. Dă-mi arma aia, te rog. Este arma și arma pe care o ai tu la tine. Ea era pistolul. Aveam un pistol gri. Nu, aia e lui Clorna. Domnul Fonzo la închisoare.
Haideți, okay, stai să văd care ai la tine în momentul ăsta, da, dacă vrei să fie eliberat. O am în ghiozdan, vă ofer acum. Haideți înăuntru. Intrați aici, domnul Fonzo. Gata, domn polițist. Bun. Vă mulțumesc pentru cooperare, sunteți liberi în momentul ăsta. Vă rog să fiți niște cetățeni model. Da, domn polițist, eu oricum n-am făcut nimic, dar vreau să cer scuze dacă mi s-a părut că am făcut ceva. Eu cer scuze dacă am greșit cumva. Mă, uite. Ieșiți. Da, mi-a vândut-o cineva, eu n-am vrut niciodată sfară. Cine ți-o vândut-o? Repede, repede, te rog. Aș vrea să vă spun, dar era mascat și avea o altă voce. Spre exemplu, se ținea de gând să fac o voce de aia ciudată, nu știu. Am înțeles. Bun. Gata, vă rog să plecați toți de aici. Vă rog. Irina, nu-și poți să vii un minut că vreau să arăt ceva. Da, vin. Ia, vino puțin. Oh my god. Sper să nu fim urmăriți. Ok. Irina, ești gata? Vino ca. Da. Welcome, boys! Poftim. Ok, să nu audă nimeni, o să închid geamurile. Ok, vino ca. Okay, fii atentă, în primul rând, îmi place cum ai făcut casa, e foarte drăguță. Și apoi vreau să-ți mai spun. Mulțumesc. Fii atentă. Știi că ți-am dat atunci arma aceea pe... Pentru că mi-ai făcut casa, da, ți-am dat arme. Da. Vezi că nu-i ceva, nu? Perchiziționează ghiozdane, m-a luat la verificare, mi-a dat 3 bastoane. Olo. Deci eu zic să o ascund sub plos sau undeva. Vine ca Luca. Da, Iris, foarte drăguță că asta mi-a plăcut cum ai pus floricerele, da? Cum ai pus patul. Mi-a plăcut poza, dar ai pus-o azi pe perete, foarte tare posterul. Ok, am plecat de mentor, plecat. Deci fii atentă, te duci repede, ascunzi truce sub casă, ascunzi arma repede, da? Că dacă te verifică ăla, blănosul ăla, da, mamă, e grav. Da. Mai vrei arme? Da. Mai vreau arme. Bun, pentru că mi-ai făcut casa, îți dau din partea casei ceva super tare. Poftim. Mersi. Ascunde-le repede că vine dementul ăla și ne sparge capul amândurora. Da. Ok, mulțumesc. Ascund. Hai să mergem. Bine. Da, Iris, îți mulțumesc că mi-ai făcut casa, putem să mergem, că da, chiar îmi place aici, super drăguță. Da, mulțumesc. E perfectă. Da. Mă duc până la domn polițist să-i spun respectele mele. Poliția! Să mă plim pe aici. Nu știu, îl mai păcălesc pe Clorna care proaște. Birourile. Și o cameră securizată, aceeași parolă ca jos. Da. Unde vă veți face dumneavoastră de cap. Da. Bare proaște. Vă veți face de cap, frumos. Stai un pic. Au venit civilii. Ce căutăm perimetrul? Au venit jos civili. Secției neinvitați. Nu știm nici noi. Aici este alt birou. Da, pentru că sunteți mai mulți ofițeri. Perfect. Tare. Și pe acoperiș, ce vă place dumneavoastră? Ce bătrâne nociv. Un elicopter. Opa! What? Tu n-ai apăsat pe butonul de like? Funcțional, momentan este doar aici de. Deci tu n-ai apăsat pe butonul de like. Okay. Așa. Ok. Că tu nu vrei să apeși. Bun. Poliția română. Pentru a prinde criminalii. Mă, ce se aude? Opa, au venit. Ding. Au venit civili jos. S-a plictisit domnul Q-Sanity. Ding. Opa. Nimeni la recepție în poliția asta? Nimeni la recepție. Dar ce e cu poliția asta? Noi, că nu suntem așa ca domnul Nocivanu. Cum a coborât monociv? Oameni, ce poliție. Abia s-a dat în funcțiune această secție de poliție. Eu prezentam domnului Nocivanu și domnului Ștefan. Da, domnul Chisaneti s-a făcut confortabil. Normal, suntem în recepție de 5 minute și nimeni nu ne preia. Bine v-am găsit, până da, este puțin personal și doar ce s-a deschis acum secția de poliție. Bine v-am găsit. Am văzut să vorbesc cu orice de la poliție să fac o plângere rapidă la recepție, dar nu e nimeni. Ok, momentan nu se poate pune plângeri, în 10 minute lucrătoare de acum se vor putea depune. Lucrătoare? Dureau să lucrați doar 10 minute pe zi? Păi, lucrați? Da. Cel mai scurt job din România. Domnișoara Oana. 10 da? Minute da? În real life, domnul Q-Sanity. Păi exact, 10 minute lucrați și atâta, gata. Felicitări. Ok, vă rog frumos să ieșiți de aici, că avem ceva treabă. S-a ocupat din greu. Da, deci în 10 minute poți să vină. Pe aici, da, 10 minute toate... puteți veni, da. Da. Meteorit! Cade meteorit! Ce minute de acum? Ce se întâmplă? Bă, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Domnul Q-Sanity face bășcălie. A trecut o stea zburătoare pe cer, dar n-a căzut pe planeta. Clorna asta. Fuge pe câmpii? Ce face Clorna pe acolo? El vine ce face un cântecel? Domnul Clorna, ce faceți acolo? Haideți cu mine, domnul Clorna. Care m-a bătut, mă? Să vă arăt ceva frumos. Uai, nu știu ce. Deci aceasta este noua secție de poliție. Haideți cu mine. What? N-a văzut tot și maestuosă este? Haideți cu mine.
Vreau să veniți pe asta aici. What? Special deci, pentru dumneavoastră, vă invit aici să intrați. Nu cred, e camera specială? What? Pentru tine, Clona Boys. Perfect, perfect, stai domnul puțin, Clona. Stai puțin, dă-mi drumul. Deci stai, m-ai fentat. Am crezut că e o cameră de petrecere cu multă mâncare și tu ce mi-ai făcut aici? Haideți să ieși, domnul Cusanity. Da, domn primar, da. Dar ce crezi că mă fraierești? Haideți să ieși să vizualizăm pe domnul Clona. Nu, 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 pe aici nu e. Aici e mașină. Ia că într-o mașină. Domnul Clona. Da, ia uite, e prins după bagaj. Hopa. Da, spuneți. Unde vreți să mergem, domnul Clona? Unde vreau să merem în libertate? Hai, dai, dai, cum, dai. Dai, dai, dai. Plecăm cu dumneavoastră. Hai că plecăm. Dar nu-mi place. Hai să plecăm. Bă. Wow. Deci miroase a okay, prea nouă aici. Ok, hai să în libertate. Mamă, ia câta nasul are și atârnă așa mult. Boys. Bă, lasă-mi nasul, mă, limbă, bagă limba în gură, mă, nu să-mi răsine. Bă, bagă-ți nasul ăla la loc. Primar. Vrem să vă oferim un nou job pentru dumneavoastră. What? Portar la poliție aici. No, stai noul puțin. Job al dumneavoastră. Haideți, stat aici 16 ore pe zi. 16 ore trebuie să stai. Păi nu mă supărați, mai am să fiu portar aici. Și cine dumneavoastră să vină poliție că strip polițai în tot orașul. Nu se poate. Uite, domnul Cusanity vine. Uite, cu mașina. Vin eu. Așa, deschideți-mi bariera. Nu vreau, domnul. Deschideți bariera repede, apăsați să butonul. Mulțumesc. Gata, s-a deschis. Bună ziua! Nu vreau portar! Portar, trece acolo jos! Sunteți concediat, domnul Clorna, și arestat! Uitați ursul! Ați refuzat... Deci nu se poate... Ați refuzat jobul. Jobul oferit de primărie. Avem o foană! Okay, foana nebună! E foana nebună! Uite aici, stau tot gata, gata, haideți! Momentan nu avem mașini, deci sunteți liberi. E fana! Nu avem mașini. Fanele! Nu se poate așa ceva. Nu, ce mașină este a poliției? De decor asta, Luki. Domn primar, domn primar, e o problemă gravă în oraș. Da. Efectiv, Clorna lucrează 16 ore pe zi și nociv 10 minute. Cum e corect? Păi domnul Civanu acum lucrează. Păi exact, are 5 minute și se culcă. Da. Cel mai scurt job din România. Se pare normal. Mai ales domnul Bogdan, polițistul. Păi fiți atent, domnul Cusanity. Curând se va ridica o primărie aici. Vom vedea pe unde mai exact. Și îl puteți da în judecată și ne vom întâlni în sala de judecată. Ia, trebuie să mă duc până la secție un minut. Bun. Fana. Ok. Domnul Groșbit. Domnul Groșbit. Am o de plângere, am o plângere foarte mare. De plângere. La coadă, Ariciule! Ariciule, la coadă, ce faci aici?